Bună seara, doamnelor și domnilor, mulțumesc că sunteți cu noi, începe ora adevărului. Vom vorbi în prima parte a emisiunii despre complexul energetic Oltenia, despre faptul că am văzut apar deja speculații cu privire la eventuale măriri salariale în viitorul apropiat pentru angajații companiei. Vorbim și despre condițiile deosebite de muncă, mai puțin și efectele hotărârii de guvern expiră. Vom vorbi și despre strategia energetică. Alături de mine în studio este Gabriel Căldărușe, președinte SMEO. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație și bună seara spectatorilor dumneavoastră. Și eu vă mulțumesc pentru prezență. Aș vrea să discutăm întâi un pic despre strategia energetică. Au fost reacții pro și contra acestei strategii. Nu știu în ce măsură cei care sunt pro strategie și exprimă păreri pe niște considerente politice sau chiar sunt mulțumiți de conținutul acestei strategii. Aș vrea să-mi spuneți dacă ea aduce un plus de siguranță pentru viitorul cărbunelui și dacă potrivit acestei strategii, aveți speranța că la complexul energetic Oltenia s-ar face ceva eforturi, ceva investiții în viitorul apropiat? Deci, dumneavoastră, în primul rând, responsabilitatea mea este față de membrii de sindicat. Nu pot nici în cazul acesta să vând iluzii că o să fie un lucru extraordinar. Dacă ne uităm strict pe strategie, cu toate că mă surprinde și aici faptul că parcă a fost și în această strategie prea puțin alocat cărbunele, doar niște cuvinte foarte frumoase, un adevăr aruncate pe hârtie. Să sperăm că va fi așa, dar dacă ne uităm puțin în urmă, nu foarte departe, aproximativ acum o lună de zile, în care complexul energetic Oltenia a băgat pe cineva în casă, din punctul meu de vedere, domnul ministru Antonă Cam, asta a fost un musafir la complexul energetic Oltenia, la acea vizită când s-a sărbătorit aniversat 40 de ani. Și a mai și tulburat lucrurile politic vorbind. Da, și la momentul respectiv, deci acum o lună de zile, o lună și un pic, să zic așa, și două săptămâni, domnul ministru spunea că viitorul este al centralelor pe gaz. Cred că și-a dat seama, nu neapărat de gafa făcută, de reacția, că este reacții de nemulțumire în rândul orișenilor, aș putea spune, numai lucrătorilor din cadrul complexului energetic Oltenia. Pentru că aproape toată viața economică, cel puțin în județul Gorj, depinde de complexul energetic Oltenia. Și acum strategie, lucru foarte surprinzător, să vine cu niște lucruri diametral opuse. Vedeți dumneavoastră, povestea... Sunt diametral opuse sau nu sunt? Că... Și aici e o discuție. Deci, ba da, cam sunt, adică deja 2050, 15 teravați, mai mult decât putem noi chiar realiza anul acesta, nu zic că de anul viitor, după ce vor fi deschise fronturile de lucru, nu vom putea realiza această cantitate, poate chiar și mai mult, cu toate că ar trebui să ne ducem pe o altă discuție în ceea ce privește forța de muncă, salariații, numărul redus, aici ar fi foarte, foarte mult de comentat pe această temă. Am văzut acel grup de 600 de megavați. Bine, n-am văzut să scrie termene. Când începe proiectul, când se finalizează, am văzut că va genera doar chestia 4.000 de locuri de muncă. M-aș bucura să fie așa. Vă spun sincer, m-aș bucura să fie așa, dar am văzut chestia cu iarăși un lucru care mă surprinde. Cea mai modernă chestie din domeniul energiei produsă pe bază de cărbune. Cu stocarea carbonului. Eu știu că există un proiect, ceea ce am ascultat pe alții spunând și vorbind așa și bineînțeles că există și probe în sensul acesta. Un proiect de genul acesta există doar în Statele Unite ale Americii, dar și acolo acel proiect este finanțat de către armată, de către NASA, deci e un proiect pilot. Nu știu care o fi scopul final, dar spui semne de întrebare când te uiți cine finanțează și dacă nu mă înșel undeva un proiect de genul acesta în Suedia cu stocare mare a Nordului, nu știu dacă a fost dus până la capăt și care e randamentul și asta. Bine ar fi să vedem un grup ultramodern în zona rovinală de 600 de megavați cu stocarea carbonului, dar vedeți o poveste care trenează de 4 ani. Până acum 4 ani, dacă ne aducem aminte, aveam niște povești foarte frumoase care au funcționat, să zic, și totuși au păcălit, s-au înșelat opinia publică vreo 6, 7, 8 ani de zile cu încă un grup la Sărdănești, cu o termocentrală la Sărdănești și o termocentrală la Motru.
Până la ora actuală suntem, deja în 2018, au trecut aproximativ 12 ani, n-a fost pus nimic în practică. Bun, deci dumneavoastră considerați că sunt doar niște vorbe pe o hârtie? Deci la ora actuală. Fără niciun efect, la modul concret pentru companie. Pentru că nici în strategie nu se spune ce și cum. Eu știu și la un moment dat când să zic că ar fi fost avansate discuțiile pe acest proiect, că până la noi e vorba de un grup construit de chinezi. În care proporție de 90%... Vă referiți strict la partea cu grupul de la Rovinari. Grupul de la Rovinari. Iar un grup, așa, știu că a apărut o problemă în negociere atunci, în care cerea un preț de 35 de lei, cărbune să fie livrat la 35 de lei pe tonă. Știm că nici la ora actuală complexul undeva se învârte la un 50 de lei pe tonă de cărbune. Nu știu cum se poate realiza strict pentru un alt beneficiar acest preț al tonei de cărbune. Bun, dar faptul că revine discuția asta privind acest grup energetic, discuție la care eu sincer nu o mai așteptam să o revăd repusă pe tapet, pentru că s-au făcut niște campanii electorale pe tema grupului de la Rovinari, dacă vă mai amintiți. Faptul că... Sărdănești, Motru... Bun, tocmai. Faptul că îl repun pe tapet, anticipând probabil criticile, pentru că nu e nimeni atât de uituc cât să nu-și amintească de acum 3 ani când se vorbea despre acest grup și despre ce va însemna el pentru Gorj. Mă gândesc că n-au pus de nebune acolo lucrurile, că probabil există o șansă ca situația să se deblocheze. Vedeți, dumneavoastră, ar fi extraordinar de bine să întâmple aceste lucruri, să fie deblocată situația, proiectul să demareze, să fie și finalizat. Trebuie și eu totuși strategia energetică. Normal, ca să aibă efect, trebuie să fii conștienți. Acum da, bun, e înțeleg. O coaliție care conduce, da? Da. Are, e trecut prin CSAT, i-a aprobat ca lege în Parlament. Deocamdată e dezbatere publică. Dezbatere publică, vedeți dumneavoastră. Deci deocamdată vorbim de ceva virtual. Deci deocamdată e ceva virtual. Dar dacă ar fi impus în practică, această strategie în care rolul cărbunelui sau energiei produse pe bază de cărbune ar fi unul totuși destul de important, 15 teravați până în 2050 și am putea spune că e maximum pe care l-am putea obține. Pentru că la un moment dat o să epuizeze și resursele. Ce se întâmplă în Hunedoara, nu, și resursele se epuizează. Principalul furnizor și resursele, de 15 teravați. Aici vorbim de materia primă. În 32 de ani aproape și resursele și cărbunele nu că s-ar epuiza, dar ar fi aproape n-ar fi rentabil absolut deloc să poate să fie exploatat. Ar fi extraordinar de bine ca să putem transmite salarii alților noștri și care mai aveți 32 de ani până la pensie, garanția că veți ieși 100%, pentru că uitați, avem 15 teravați până în 2050. Să dea Dumnezeu să fie așa. Dar vă spun încă o dată, nici nu pot ca reprezentant al oamenilor să spun de azi încolo va curge lapte și miere, pentru că astfel de promisiuni au fost de foarte multe ori. Că nu e o garanție, că această strategie nu reprezintă deci, garanția că va curge sau lapte ce puțin și miere. Ceea ce e în dezbatere publică, că până ar, să zic că o să aibă efect de lege mai durează. Plus că e posibil să mai suporte niște modificări. Eu sper ca până la sfârșitul acestei săptămâni să fie invitat și să detalieze această strategie energetică secretarul de stat care a și coordonat elaborarea ei, mă refer la Andrei Maioreanu. Bine. Aștept confirmarea domniei sale pentru o emisiune în care să discutăm la modul foarte concret despre strategia energetică, pentru că sunt foarte multe reacții, v-am spus, care se bat cap în cap și probabil că sunt multe detalii vizând lucruri care nu sunt conținute de această strategie, pentru că discutăm de atâta vreme despre ce o, te așteptai la niște termene mai clare, te așteptai la niște cifre, te așteptai la o altă abordare până la urmă și chiar aș vrea să înțeleg exact, să ne explice cineva care a lucrat la ea exact care este scopul urmărit de această strategie. Pe lângă aceste lucruri, nimeni nu contestă cele mai bune intenții, să zicem, ale domnului secretar de stat, domnul Maioreanu. În elaborarea nu e acum vorbim strict pragmatic. Dumnealui e secretar de stat. Este foarte posibil să aibă girul partidului sau coaliției. Dar totuși, deasupra sunt foarte, foarte multe forțe care pot influența într-un sens mult mai pozitiv pentru... Și care au multe interese. Extraordinar de multe interese și care interesele CEU-ului s-ar putea să fie unele marginale pentru acele grupuri extraordinar de puternice. Bun. S-a discutat ca urmare a
emisiuni în care am discutat despre strategie au fost mai multe puncte de vedere chiar în emisiune și Laurențiu Ciurel a spus că în momentul de față acțiunile hidroelectrice ar fi la vânzare și că acțiunile fondului proprietatea de la CEO sunt la vânzare și că o variantă de mix energetic pentru companie ar fi dacă hidroelectrica ar cumpăra aceste acțiuni, o variantă. Pe de altă parte, Andrei Maioranu spune că există cadrul legislativ ca CEO să-și facă propriul mix energetic instalând eoliene în halde sau mai știu eu cum panouri fotovoltaice și așa mai departe. Cu resurse proprii? Cu resurse proprii, iar managerul companiei, deci vă dau toate datele, că nu știu dacă ați urmărit emisiunea, managerul companiei a intrat în direct și a spus că și dânsul are preocuparea asta de a crea un mix energetic propriu la CEO și că se gândește ca în viitor să amenajeze astfel de să facă astfel de investiții și spunea că pornind de la această strategie elaborată de Ministerul Energiei, CEO lucrează la propria strategie energetică pentru următorii ani. Propria strategie de dezvoltare a companiei, practic, nu știu dacă e bine că îi zic că na, strategie energetică, tot despre energie va fi vorba în mod evident. Deci v-am dat trei puncte de vedere. Asta înseamnă resurse, da? Crearea mixului energetic pe care efectiv complexul energetic Oltenia să investească, da? Să zicem cât? 1000 de megawatts în regenerabile? Aici vorbim de eoliene, poate fotovoltaice. 1000 de megawatts înseamnă, eu cred că cel puțin un miliard. Un miliard de... Dacă ne uităm pe rurovinare, din ceea ce spune strategie să alocă... Dar uite, mai scutești la certificatele verzi, că dacă ai energie curată... Prima dată trebuie să ai acel miliard sau un miliard jumate, 2 miliarde de euro. Care e o sumă care... Păi stați un pic, eu înțeleg că de la managerul companiei înțeleg că e mare profit. Că stați pe niște bănuți acum. Te uiți la prețurile cu care se vinde energie în piață și nu știu cum să vă spun, dar nu știu dacă s-a mai vândut vreodată la prețuri din astea. Acum, încă o dată, haideți, săptămâna trecută a fost, sau când a fost aprobat un memorandum, de fapt aproape, acum 2 săptămâni. Cred că... același memorandum care posibilitatea, la adică și statul să garanteze un eventual împrumut pe care, de care să beneficieze complet. Acum e clar, acum haideți totuși să fim obiectivi, să spunem obiectiv. În momentul în care statul trebuie să garanteze un împrumut, înseamnă că și compania, să zic, la limita suportabilității în relația cu băncile. Adică nici băncile, adică n-ar fi nevoie să intervine statul, da? Dacă situația ar fi, eu m-aș bucura să fie una nemaipomenit de bine, pentru că asta ar însemna pentru viitorul apropiat creșteri salariale și vorbim de aici strict de partea socială, creșteri salariale, facilități, condiții de muncă și în probleme cu care se confruntă salariații din cadrul complexului energetic Oltenia. E clar că atunci o să urmeze investiții masive și în cariere, în fluxurile tehnologice, în excavatoare, în termocentrale. M-aș bucura ca lucrurile să fie așa de bine cum sunt prezentate. Da, e un adevăr. Nimeni nu poate contesta că prețul pe anumite piețe este unul nemaipomenit, mai ales în cont de faptul că suntem în luna septembrie. Când de obicei exista un recul la prețurilor, la lunile de vară, unde totuși prețul creștea, până în luna noiembrie, când începea ca vremea să răcească, exista un recul la prețurilor care ne confruntam inclusiv noi, cei din complexul energetic Oltenia. Acum spre surprinderea și spre satisfacția noastră, prețurile au fost nemaipomenite. Record, 500 de lei în luna septembrie. Eu cel puțin nu știu, poate alții cu mai multă experiență au mai trăit vremuri din asta, dar eu nu mi-amintesc să fie. La fel de prețuri, acum mai glumit, că bineînțeles, da. Luați-o ca o glumă și 50 de euro ar însemna pe certificat, ar însemna un preț suportabil. Dar, Doamne ferește să n-ajungă certificatele la 50 de euro, că și așa sunt aproape 30. Doamne ferește să mențină la prețurile actuale și tot problemele vor fi majore pentru complexul energetic. Păi nu se așteaptă nimeni să mai ieftinească certificatele. Vedeți dumneavoastră... Sau mai aveți, mai e cineva care speră chestiuni de genul ăsta? Nu, dar să existe scheme prin care statul să poate să intervină. Scheme ce? Dacă te împrumuți banii, trebuie să-i dai înapoi. Păi nu, stați că... Tu companie. Eu din ceea ce a fost prezentat, inclusiv vis-a-vis de memorandum, să sperăm că nu rămân doar acolo și acolo, doar niște rânduri puse pe hârtie, spune inclusiv crearea, cu toate că nu știu dacă trebuia memorandum pentru așa ceva, să-ți dea posibilitatea să încep negocierile cu Comisia Europeană
pentru a putea beneficia de anumite lucruri. Comisia Europeană nu acceptă ajutoare de stat. Statul român nu poate să ajute CEO într-o altă formulă. Eu vă spun... Ponta zice în felul următor, că l-am avut invitat și pe Ponta, emisiunea s-a difuzat luni seara, acum o săptămână, și subiectul a fost, unul dintre subiectele abordate a fost inclusiv acest memorandum. Ponta zice în felul următor: când faci un memorandum către premier, te speli pe mâini de responsabilitate. Este primul document oficial adresat Guvernului României în care apar alăturate faliment și insolvență într-o frază vizând CEO. Am văzut acest aspect care ar trebui să pune pe toți pe gânduri. Pe gânduri, da. Și mai spune Ponta felul următor: că cine speră ca la un moment dat Comisia Europeană să accepte varianta propusă de România, și anume un ajutor de stat sub orice formă pentru companie sau scutirea companiei de la plata certificatelor, trebuie să fie foarte naiv sau rău intenționat, pentru că toate celelalte companii similare CEO plătesc certificatele și nu există într-o piață concurențială cum își dorește Uniunea Europeană, nu există nicio realitate în care ei să accepte o astfel de nedreptate, dacă vreți. De acord, dar eu cred că cel mai bine, pentru că până la urmă există anumite precedente, eu cred că cel mai bine pentru complexul energetic Oltenia. Poate dacă ministerul cu adevărat dorește să se implice, pentru că acel memorandum a fost aprobat de guvern, cred că cel mai bine să ia un translator 2-3 foarte bun, foarte bun, să-i plătească bine, să traducă din poloneză în română. Da, pentru că există astfel de lucruri care se întâmplă, nu știu care sub ce formă, făcut, da, care se fac, care funcționează și la ora actuală. În momentul în care a existat un accept al Comisiei Europene, un precedent, e clar că nu este imposibil sau sunt căile deschise și e, nu zic foarte simplu, dar destul de mult mai simplu, pentru că n-am fi noi deschizătorii de drum, pentru a reuși și pentru complexul energetic Oltenia. Asta e singura formă. Dar încă o dată spun, nu trebuie să încercăm nici să facă unii pe grozavi, nici la nivel de minister, nici pe alte niveluri. Asta nu se poate, că se apropie doar ani plin de campanie electorale. Vor fi unul care vor face pe grozavi. Care oricum, pe lângă faptul că să stăpânească foarte bine acea limbă, dar să cunoască foarte bine și ceea ce înseamnă date tehnice. Bun. Până la urmă, esența cam acolo asta. Revenind la faptul că există strategie, există memorandum, totuși se vede o preocupare a celor de la centru vis-a-vis de CEO. Da, corect. Putem puncta treaba asta? Nu pot fi negate aceste lucruri, că dacă coroborăm cu faptul că totuși a fost aduse modificări la legea civică. Da. Civicului, da. S-a dat... Și dacă sperați să aveți frontul de locuri la anul... S-a dat pentru anumite perimetre posibilitatea de a expropria. Bun. Plus posibilitatea de a tăia din fondul forestier mult, mult mai ușor decât se putea până acum. Deci, sub acest aspect, nu poate să ne lege nimeni. Că a existat preocupare și că totuși au fost demarate anumite lucruri. Bun. Spuneți că în această strategie energetică veți crede abia după ce ea va trece de un fond decizional, de Parlament, de CSAT? Să fie lege, da? Să fie asumată și prin CSAT și prin lege să existe responsabilitatea ca o perioadă de 20, 30, 40 de ani, cât de cât, chiar dacă o să mai sufere poate niște modificări întâi să fie adaptabile la ceea ce va fi în viitor. Să ai garanția că ea va fi respectată, da, și de cei care vin. Până atunci, haideți să fim totul serios, doar să încercăm să... Pentru că ne-am păcălit de atâtea ori, nu numai cu acest domeniu, în general. Și au fost promisiuni, dacă ne uităm de-a lungul timpului, extraordinar de mari. Trebuia să fie rău pe pământ, să fie în România. Dar încă nu s-a ajuns acolo sau nici pe departe să ajungem acolo. Să treacă, să fie în dezbatere publică, să treacă, să vedem că aceste lucruri vor fi concretizate totuși printr-un act legislativ și atunci cu adevărat putem spune că există un început sau o speranță de mai bine. Da, speranța asta de mai bine, ce să zic cu ea? Ei, știți cum este. Atâta. Măcar să o... pe asta să o menținem. Să ne întoarcem la noi, la Târgu Jiu, că am vorbit despre ce se întâmplă la București, vom vedea ce se întâmplă cu această strategie, poate ne vor și explica reprezentanții Ministerului Energiei pe înțelesul fiecăruia pendelete. Vreau să vă întreb dumneavoastră ce credeți din toată nebunia asta apărută în spațiu public, până la urmă s-au făcut artificii ca CEO să apară pe profit sau nu? Părerea dumneavoastră, din datele pe care le aveți, din discuțiile pe care le aveți cu colegii ai dumneavoastră, că aveți membri în toate domeniile, mă gândesc că aveți membri și din contabilitatea companiei. Da. Bă, eu cred că... Sincer, ce credeți? Răspunsul aș putea să mă duc puțin în urmă. Să spun întotdeauna, când și eram blamat pentru a filmați, să-i făcut, haideți să luăm chiar
la colegii dumneavoastră, dumneavoastră în emisiune, când spunea că lucrurile din punctul meu de vedere nu stau, și nu vorbeam de acum când a apărut un spațiu public, cu un an în urmă, cu 6 luni, cu 4 luni, când spunea că totuși nu există această percepție că lucrurile a stat așa de bine cum se prezentat. Acum, ca artificii, că în limitele legii, o altă discuție, în afara legii, dar sunt alte organe care se pot pronunța sincer. Sunt ocupate organele pe la Gorj, n-au timp să treacă. Îmi pun un alt semn de întrebare. Dacă totuși, întreb, te stric o întrebare, dacă totuși am reușit să avem profit pe primele 6 luni cu acest preț al certificatelor, da? Înseamnă acum când a crescut prețul, nu mai trebuie. La ce nevoie mai avem de memorandum? La ce mai avem nevoie de împrumut? Când prețurile totuși, după cele 6 luni, au început să urce. Au început să fie pozitive, sau cu 10%, cu 20%, cu 5%. Acum contează și cât vindeți. Contează cantitatea vândută, contează multe lucruri. Păi nu, dar totuși ținând cont de faptul că dacă, încă o dată, ne uităm pe cifre, pe cifre seci. Dacă pe cifre seci. Da, dacă pe primele 6 luni, dacă ne uităm pe primele 6 luni, să zicem, am avut o medie la vânzare de 1400 de MW. Da, e poate așa. Vorbim. Da. Și ea nu mai scade și crește, că tendința asta este și obligatoriu trebuie să crească, pentru că ne-am angajat la o anumită cantitate de energie, mai ales pentru vârful de iarnă. Înseamnă că nu are cum să fie decât mai bine, din punctul acesta de vedere. Deci profit maxim. Da, bun. Teoretic, dacă ne raportăm strict la cifrele prezentate. Sunt în continuare neclarități cu privire la semnalele pe care le lansează lideri de sindicat în spațiu public privind condițiile speciale, condițiile deosebite de muncă. Sunt două lucruri distincte. Tocmai de aia am și zis. Pentru că aș vrea să le clarificăm foarte scurt și să-mi spuneți dacă s-au mai făcut pași în vreun sens. Haideți, nu știu dacă la ultima emisiune, dar între timp am avut o discuție chiar telefonică, am dat pe speaker, chiar am spus domnului secretar de stat, domnului Vișan, domnule, sunt împreună cu colegii mei, există temeri în rândul salariaților, starea de nemulțumire crește, spuneți-ne ce s-a mai făcut concret. Da. Și cred că în urma acelei discuții a apărut, dacă nu mă știu, într-o vinere a apărut acel comunicat, nu știu dacă neapărat vinere, acel comunicat al Complexului Energetic Oltenia, în care se vorbea de comisii mixte. Din punctul meu de vedere, eu nu le văd sensul. Pentru că, am deci, și eu niște rezerve cu privire la comitetele și comisiile create pe absolut orice subiect și care nu livrează nimic. Și vă spun de ce. Pentru că până la urmă trebuie să îndeplinim o primă condiție și esențială și cea mai importantă. În urma măsurătorilor făcute, acelor determinări, trebuie să ne încadrăm în anumite limite pentru a putea beneficia de condițiile deosebite. Ceea ce pot să vă spun, acum mă scuzați, că la toate măsurătorile efectuate, acele limite sunt depășite, deci e clar că oamenii trebuie să beneficie de condiții deosebite. În completare, săptămâna trecută, Federația Univers a avut Consiliul Federal, la care a participat și Doru Costin, care a fost unul dintre semnatarii pe care atragea atenția Guvernului, Ministerului Muncii, vis-a-vis de prelungirea condițiilor deosebite pentru Complexul Energetic Oltenia, mai sunt și alți lucrători din țară care au fix aceeași problemă. Cred că câteva zeci de mii care au aceeași problemă. L-am abordat, s-a luat o hotărâre în care Consiliul Federal săptămâna trecută și care Doru Costin a spus președintele Blocului Național Sindical că până la sfârșitul lunii octombrie promite că această problemă va fi rezolvată. În ceea ce privește condițiile... Deci până când va fi rezolvată? Sfârșitul lunii octombrie. Deci, la sfârșitul lunii octombrie, putem să întrebăm pe cei de la BNS și pe dumneavoastră. Și bineînțeles, pentru că e o chestie care eu o transmit, discuțiile au avut loc în cadrul oficial, în cadrul Consiliului Federal, în care am ridicat problema, am cerut ajutor din partea Federației și implicit a Propriei Național Sindical. Deci aveți optimism că această chestiune va fi rezolvată? Eu vă spun, optimismul meu și care este? Indiferent ce va fi, eu vă spun că oamenii vor beneficia de condiții deosebite în cadrul Complexului Energetic Oltenia. Eu am spus și acum 3 luni. Când alții spuneau, e terminată, gata, nu se mai poate. E blocaj, iar o dau Comisia Europeană, gata. Mi-au cam aminte, colegii de-aia din sindicate. Acum au început să schimbe, de la 3 luni au început să preia, condiții deosebite, șansele sunt foarte mari de a fi rezolvat această problemă, nu mă deranjează. Haideți, știți cum e, până la urmă trebuie să ține cont de oameni și nu de chestiile noastre personale sau... Da, e adevărat. Și faptul că se rezolvă chestia asta, sunt sigur că va fi... Oameni. Exact, foarte bine pentru oameni. Acum,
ce cu partea cealaltă a lucrurilor, cu inițiativa unui coleg de-al dumneavoastră care spune felul următor. L-am avut la emisiune și l-am întrebat, dar colegii dumneavoastră spun că e un vis care foarte greu va putea fi atins. Mă refer la Manu Tomescu și el spune felul următor. Dar trebuie să cerem chestiunea asta. Da, corect. Și că spunea și mi s-a părut corect și punctul lui de vedere, în ce sens? Spuneam, am săturat să privesc lucrurile mai mult din punct de vedere al companiei și tot timpul eu, sindicalist, să țin cont că nu avem bani de certificate, că nu știu de ce nu avem bani, că nu știu ce se întâmplă. Hai să ținem cu mai mult cont de ce au nevoie oamenii și să negociem mai mult pentru oameni. Și atunci spunea el că dacă nu cer, nu ți se dă. Este în dezbatere publică legea pensiilor și Manu Tomescu care consideră că este o șansă cât de mică să poată să fie poate să fie amendat acest proiect de lege în așa fel încât nu toți angajații companiei, dar cei care sunt pe posturi care ar merita să primească aceste condiții deosebite să obțină asta. Haideți până la urmă să lămân lucrurile, da? Vă rog. În logica lucrurilor, da? Înseamnă că domnul Manu Tomescu luptă ca începând cu anul 2021, atunci intră în aplicare, că deocamdată și legea pensiilor e dezbatere publică. E dezbatere publică, de asta zice și el. Să spune că va fi votată, să zic, până la sfârșitul anului. Nu știm ce se va întâmpla, că dacă ne uităm turbulență care sunt pe scena politică, este posibil orice. Orice, da. Deci am putea vorbi de să, ca în cadrul acestei lege a pensiilor, să introducem condiții speciale pentru salariați. Nu pentru toți salariații, pentru cei care merită. Pentru cadrul complex, nu e care merită. Până la urmă, m-am exprimat greșit. Cei care întrunesc care condițiile. Care întrunesc condițiile, asta spuneam, că prima dată, așa, deci, sincer vă spun, dacă există cea mai mică șansă, noi ne vom bătea pentru acea șansă. Dar să vând iluzii, adică nu... Să fim corect. Deci, acum dar zice că nu și-a asumat da, că rezolvă că lucrurile. Păi da, să spun că acum pare rău să nu se simte jinii. Nu vreau să fiu considerat nici impertinent. Nici nu poate. Pentru că, până la urmă, ca să faci anumite demersuri, trebuie să faci în numele împreună unei... cu niște sindicate, cu niște federații, cu niște blocuri sindicale. Dar uitați-vă și vă spun, nu vreau să intru în această... Dar nu vreau, eu am vrut doar să lămuresc poziția dumneavoastră pentru dacă că... Dacă există cea mai mică șansă, Sindicatul Mine Energie Oltenia, și aici vorbesc strict de instituția Sindicatului Mine Energie Oltenia, să va bătea fără absolut nicio problemă. Dar mi-aduc aminte ce spunea președintele Federației din structura care face parte domnul Manu Tomescu, că îl trimitea la cursul la Mitrescu, ca să ceva în sensul acesta. Dar a fost o chestie, cred că acum 2 săptămâni. Da, a fost domnul Părvulescu invitat chiar la Sud FM la o emisiune moderată spunea, de mine. Și trimitea la niște cursuri ca să mai învețe la domnul Mitrescu. Eu nu contest bunele intenții, sincer vă spun. Și încă o dată o spun. Până la urmă trebuie citită legea foarte clar. Ce condiții trebuie proiectul. Să... Nu, și ce condiții trebuie să îndeplinești ca să beneficiezi de condiții speciale. Bun. Pentru că sunt lucruri total diferite, condiții deosebite, condiții speciale. Și condițiile pe care trebuie să le îndeplinești sunt unele mult mai dure comparativ cu cele de pentru condițiile deosebite. Am înțeles. Dar dacă există vreo șansă, fără nicio problemă. Înțeleg. Spuneți-mi că am văzut materiale în presă cu privire la faptul că veți solicita, nu știu dacă neapărat SMEO, dar că sindicaliști intenționează să solicite creșteri salariale, ținând cont de faptul că e pe profit compania și că ar începe în viitorul apropiat negocierile ca de la anul să fie niște creșteri salariale mai zdravene la angajații companiei, mai ales că sunt multe categorii care, raportându-ne la măririle salariale din alte domenii, stau foarte rău. Spuneți în care e poziția dumneavoastră vis-a-vis de chestiunea asta, dacă a fost doar așa o vorbă aruncată în vânt sau există vreo strategie pentru viitor din acest punct de vedere, pentru că sunt într-adevăr mulți oameni care ne trimit mesaje și care se plâng, își compară salariile cu salariile unor funcționari de la nu știu ce primărie și se simt extraordinar de nedreptățiți, pentru că în același timp își compară și condițiile de muncă, își compară și volumul de muncă. Haideți, înainte de a veni la emisiunea dumneavoastră, a avut loc conferința Departamentului Rovinar din cadrul Sindicatului Mine Energie Oltenia. Departament care numără aproximativ... Deci chiar în seara asta. În seara aceasta. 1300 de membri. Aproape mai mare decât orice sindicat din cadrul Complexului Energetic Oltenia. Un departament din cadrul Sindicatului Mine Energie Oltenia. Nu putem spune că există nemulțumiri la un grup, la două grupuri, la 100 de oameni, la 200. Vis-a-vis de
veniturile. Părind de venituri, până la urmă, să fim mai indulgenți, nu spunem mai salariul de bază, în care să punem sâmbete, duminici, sport de noapte, bun. Sport vechime, absolut, sport de fidelitate, tot ce sport de care tot ce beneficiază salariații. Pot să spun că e o nemulțumire majoră. Deci pe toate palierele. Deci și aici vorbind strict cu oameni care lucrează în carieră, în termocentrale, nemulțumirile există peste tot. Și eu mă bucur că câteodată stau și mă întreb. Merge foarte bine compania și cu adevărat ar trebui. Vă spun un lucru. Pentru că a mai fost o discuție că în luna septembrie, dacă nu mă înșel, se va discuta de economia la fond de salarii și împărțirea, să zic, pentru anumite reparații, pentru că nu ar putea pentru toți, dar cel puțin să fie un început în luna septembrie. Nu s-a întâmplat nimica. Și eu vă spun, dacă ca lideri nu suntem suficient de atenți, de obiectivi și de corecți față de, de salariații pe care îi reprezentăm și intrăm în alte jocuri. Adică când există un lucru care îl percepe, au, Doamne, fă atacat X, hai să atacăm pe toți ceilalți care au avut un punct de vedere diferit de al nostru, poate să fie pertinent, poate să nu fie. Dar cel mai corect ar fi să fie dezbătut într-o dezbatere, nici de cum în funcție de simpatii și antipatii. Aș crede în corectiunea și în solicitările colegilor. Dar îmi doresc cu adevărat și vă spun sincer, că sunt adevărul, că sunt minciuni, pe mine nici mai mă interesează și pe ceilalți colegi ai mei din cadrul Sindicatului Mine Energie Oltenia, cine are dreptate sau nu are în acea polemică existentă, sunt cifre falsificate, nu sunt cifre falsificate. Deci nu mă interesează. Iau de bună până la urmă. Suntem obligați să... Ce vă avantajează? Luați de bun faptul că sunteți cu oficial, profit. Atunci atată dă-ne. Ofere salariație. Nu poți să spui că... Ai profit? Ai profit și pe urmă dintr-o dată că ne trebuie împrumut. Nu, dar există bani, există promit, sunt cifre oficiale, atunci cotă parte trebuie să o crești pe salariat. Dar ce ați convenit în contractul colectiv de muncă vis-a-vis de profit? Pentru că știu că s-au stabilit niște indicatori în baza cărora există posibilitatea să aveți parte niște creșteri salariale, deja prevăzute, deja negociate. Sunteți la vreunul dintre capitole? Sunteți în stadiu în care puteți spera legitim în ceva deja semnat? Sau nu urmează... există indicator. S-a spus că va face o analiză în luna septembrie și așa. Ceea ce pot să vă spun. Deci nu aveți nimic scris. Dați-mi voie să vă spun. Ați văzut dumneavoastră că s-a mărit fond de salarii. Dați-mi voie să spun salariaților și mă uit în cameră. Ca să ai economie la fond de salarii, nici ce să creează? Să creează. La ora actuală, vorbim strict pe ce s-a negociat și pe bugetul existent, nu vorbesc de altceva. Să creează din medicale. Da. Și pentru că știm foarte bine, nu mai sunt plătite de către companie, numărul de medicale și vă spun nu că vor oamenii. Dar gradul de îmbolnăvire al oamenilor datorită efortului fantastic pe care îl fac este unul destul de mare. Și din concedii fără plată. Da, există, să zic, în planul acesta economii. Dar, pe de altă parte... Dacă ne uităm tot cum a fost bugetat la începutul anului, programul de lucru n-a fost unul care există la ora actuală de aproape 7 zile. Aproape a avut continuitate. A, că au mai fost excavatoare, anumite sectoare care au mers la 5 zile, o altă discuție. Dar în medie? Dar în medie, practic, ce s-a economisit într-o parte, să cam cheltuie aproape să e controlat, vă spun ce spune administrația, ține sub control ca să nu depășim și există un echilibru din punctul acesta de vedere. Bun. Și atunci, de unde e asta cu... Deci pentru anul acesta, nu zic că nu ar putea făcute mici reparații, dar să spun eu acum că de luna viitoare sau din octombrie sau din noiembrie vor fi creșteri salariale pentru toți salariații, eu nu mi-asum asemenea lucru. Bun, dar că negociați pentru asta, cum au spus colegii de-ai dumneavoastră... Cum se negociază? Există o clauză în contractul colectiv, pentru că noi am încheiat un contract colectiv pe 2 ani de zile, cu aplicabilitate așa. Există o clauză că partea salarială se poate renegocia sau poți să o negociezi la anul iarăși. În condițiile în care vom avea profit. Sau până la urmă, eu sper că, e clar că vom avea profit. Haideți că până la urmă și pe mine... Păi despre ce vorbim? Vindeți cu 5 milioane megavatiuri și dumneavoastră zice, stai, dacă vom avea profit. Păi dar ce naiba să faceți cu ei? Exact ce spuneți dumneavoastră, depinde cât vindem cu 5 milioane.
M-am uitat acum, bine, azi o situație de excepție. Da, uite, o să intru și eu să văd. Dacă vă intrați pe Transelectrica, cred că acum o oră era 2000 ceva, produceau eolienele, dar și cărbunele. Că dacă ziceți de ce o? Nu, că vorbesc de cărbune. Pe Transelectrica dau tot cărbunele 1600 și ceva. Înseamnă că totuși 1400 și ceva... O medie, ziceți. Da, care îi dă, efectiv, îi livrează sistemul complex energetic Oltenia. Dar, nu știu, contractele, că la un moment dat se spunea, există un contract pe 1100 de megawatts. Nu știu cât mai avem pentru a vinde piața zilele următoare pe piața de echilibrare. Dar v-am spus, avem programați. Cărbune 1670 de megawatts. Deci 1670, cred că 200, nu știu exact ce colegii din Hunedoara cum merg, dar s-ar putea aproximativ 200 de megawatts se producă colegii din Oricum rămâne Hunedoara. Sau 1400, nu stați tocmai 1400 rău. S-ar putea, cu toate că prețul, vă spun, nu e rău. Comparativ cu ce a fost până acum, s-ar putea un 1100 de megawatts. Nu știu exact, pentru că am văzut nu se prezintă aceste date public, cu toate că eu așa aș considera că totuși să fie mai transparente și astfel de lucruri, nu le dai pe celelalte care, să zic, te-ar încurca pe piața asta. Că nu pui totul public, dar există, cred că, aproximativ 1000 de megawatts, 1100, care sunt vânduți pe contracte undeva în jur de 200 de lei prețul. Deci contracte care sunt deja făcute. Cu toate că vă spun un lucru, nu-i secret, sau ce puțin mi-asum chestia de a spune astfel de lucruri, dar trebuie, și vă spun și cu adevărat de aici, asta le-am spus și colegilor, singurii care contează cu adevărat și forța adevărată, nu stă nici liderii cine asta, stă în forța acelor oameni să spună nemulțumire pertinent, să explice de ce vor mai mult, exact cum spuneți dumneavoastră cu aceste argumente, pentru că prețurile sunt foarte bune. Pot să vă spun că pentru, cel puțin pentru primul trimestru, și aici nu greșesc absolut deloc, al anului viitor, pe contracte, deci pe contracte, deci având certitudinea că vinzi în bandă fără nicio problemă, prețul este de aproape 300 de lei negociat. Da, cu adevărat ar trebui să fie extraordinar de bine pentru salariul sindicatului complex energetic. Teoretic. Bun. Ne ținem cont de ce vor face colegii dumneavoastră cu datele oficiale pe care le aveți în momentul de față. Intenționați să începeți niște negocieri pentru niște drepturi în plus, măcar pentru membrii dumneavoastră? Nu se poate numai pentru membrii noștri, dar nu ne interesează. Până la urmă, toți sunt salariați ai complexului energetic Oltenia și nimic altceva. Eu vă spun sigur că în perioada următoare, Sindicatul Mine Energie Oltenia, bine, și aceste decotări să fie foarte clar, nu le ia Gabi Căldărușe din poziția vremenică de președinte al acestei structuri, dar nu numai deciziilor și hotărârile care vor fi luate într-un cadru legal, statutar, sunt sigur că vor fi solicitări și sigur vom întreprinde perioada următoare acțiuni în acest sens. Bun. Ziceți-mi și mie acum, mai sunt câteva zile și se vor vedea chestiunile, modificările aduse de noua organigramă. Din discuțiile pe care le aveți cu colegii, ce plus valoare în companie aduce această nouă organigramă? Că sunt tot felul de discuții. Acum, unele mai bine voitoare, altele mai rău voitoare. Nici nu știi ce să mai crezi. Care este punctul dumneavoastră de vedere? Schimbă organigrama asta destul de lăudată de administrație, lucrurile în bine în companie, reglează niște nedreptăți, creează un cadru de lucru mai, cum să spun, mai eficient, mai profesionist? Exact, revenind la ce spuneați dumneavoastră mai devreme, că totuși avem membri de sindicat în toate structurile. Păi tocmai. Vorbim numai pe surse. Pe surse, că nu știm, nu avem date foarte clare, avem doar niște puncte de vedere și niște mesaje de la oameni. Punctul meu de vedere? Vă rog. Nu vor fi modificări majore. Cred că a fost aleasă și perioada în care să facă această reorganizare. Nu tocmai bine. Înaintea de începerea iernii, de realizarea acelui stoc de cărbune și nu știu ce. Acum vom vedea ce posturi vor dispare. Păi nu trebuia să dispară. Stați un pic că administrația și-a asumat în cadrul unor negocieri la niște proteste, da, nu așa da, într-o discuție, da, că în primul rând vor dispărea posturile de inspector social. Vă mai amintesc că erau niște oameni care nu intrau la lucru. Și atunci așa s-a negociat, că după, odată cu noua organigramă, aceste
Până la urmă așa consideră mulți oameni, că sunt nedreptăți, că nu este corect ca un lider de sindicat să fie plătit de companie, că nu se mai poate duce la șeful lui să negocieze cum trebuie pentru membrii de sindicat, poate. Și că nu-i corect să fie angajații companiei. Poate pe acest aspect dumneavoastră ați comunicat mai mult cu cei din conducerea Complexului Energetic Oltenia. Presupun că această organigramă ar trebui să intre, să aibă un termen totuși rezonabil de care să înceapă să fie aplicată, da? Păi vine 1 octombrie acum, înțeleg că de la 1 octombrie. Mai avem, deci, practic... O săptămână. Nici o săptămână, mai sunt 4 zile lucrătoare de azi înainte. Bun, deci de azi săptămâna înainte. Viitoare o să vedem... Haideți să avem răbdare să vedem cu... Și vă spun sincer, vă spun punctul meu de vedere atunci. Datele pe care le aveți sunt că se va renunța la aceste funcții sau nu? Încă o dată vă spun, informațiile sunt contradictorii. Vedeți dumneavoastră, orice organigramă care nu e făcută publică... Cale mele spun că nu, ca să continui discuția până la final. Orice organigramă care nu e făcută publică, poate să sufere modificări până în ultima zi. Acum depinde de presiune și ce discuții vor exista până în momentul în care ea va deveni publică. Atunci lăsați-mă să reformulez. Aveți încredere că administrația se va ține de vorbă și că va avea în vedere când realizează această nouă organigramă promisiunile făcute angajaților, eficiența în companie și creșterea productivității, pentru că știu foarte clar că s-au făcut niște modificări care fracturează comunicarea între departamente, care creează probleme la locul oamenilor de muncă doar pentru că nu se întâlnesc doi șefi unul cu altul. Știți, și dați-mi voie să spun punctul meu de vedere, pot să fiu criticat și de o parte și de alta. Până la urmă, haideți să fim corecți. Toți trebuie să fie angajați undeva, da? Ai Complexul Energetic Oltenia. Cel mai important, indiferent de poziția care este, respectivii, indiferent de poziția așa pe care sunt, să-și facă treaba. Da, ești inspector social. Ipotetic vorbind, nu sunt inspector social. Ești plătit, să zic, să verifici condițiile de muncă, să sesizezi, să faci referate, potrivit fișii postului, multe lucruri de făcut. Și în primul rând să ai obligat să te scoli dimineața să fii la ora 7, să semnezi acea condică sau ce este, și să fii la ora 3 tot în cadrul companiei. Eu, pentru că până la urmă eu am mai văzut, puțin s-a rostogolit o chestie, ca și cum vine cineva cu bani de acasă și le dă la unii și la alții. Nu! Toți sunt angajați ai Complexului Energetic Oltenia, inclusiv cei care conduc Complexul Energetic Oltenia. A, bine, plata tot de aici așa, chiar dacă sunt contract de mandat. Până la urmă, ce e cel mai important, inclusiv la acei colegi până la urmă, da, să-și facă treaba, ca niciun administrator să nu poți să reproșeze. Aveți... Deci ai bani, dar n-ai venit una la serviciu. Aici e problema, eu vă spun, pentru că și oamenii trebuie să înțeleagă acest aspect. Bă, nu faptul că ai plătit de acolo. Nu asta contează, pentru că nu vine niciodată, spun, nimeni cu bani, indiferent de funcția care o are, să dea la unul sau la altul. Dar să respecti acea fișa postului pentru care ești plătit. Și vă spun, niciun administrator nu poate să creeze după aceea o presiune pe inspectorul acela social care și președinte sindicat. Cât el știe că și-a făcut treaba. Că și-a făcut treaba. Haideți să fim corecți. Aici e problema. Păi da, stați un pic, că dacă e să abordăm lucrurile din punctul ăsta de vedere, știți și dumneavoastră foarte bine cum se fac lucrurile. Că am fost și la companie, am văzut unde sunt liderii de sindicat toată ziua. Nu cred că își face nimeni vreo iluzie că bântuie vreunul carierele. Plus că nu am emisiune pe minerit și energie în care oamenii să nu lanseze invitații către lideri de sindicat să ducă să vadă cum e în cariere. Ori mă gândesc că nu sunt chiar toți orbi și nebuni dacă oamenii ăștia ar sta la numai în carieră să invite membrii de nebuni. Eu v-am spus, să nu încolc, chiar ne ducem înapoi. Lapte și miere. Știm că există probleme din punct de vedere social. Chiar mă bucur faptul că administrația a inițiat, să zic, o verificare a condițiilor de muncă din cadrul carierelor pe locuri de muncă pe asta. Dar până la urmă, suntem în luna septembrie. Ca finalitate. Chiar am avut o discuție și mai și glumești când e de plâns până la urmă. Domnule, bun, a sesizat. Orice... Că sunt o mie și una de probleme. Asta implică costuri. Știm foarte bine că după aceea o să vină cineva să ne spună, știți, să-mi face, dar poate. E procedura și ne vom întrezi în luna martie și mare parte din aceste defecte, care afectează viața de zi cu zi a salariatului, vor rămâne în continuare. Și tot la fel și în primăvară, de multe ori iar și uităm, las, acum a venit căldura, uite, nu mai plouă atâta, nu mai e frig, nu mai e nu știu ce. Vedeți dumneavoastră, aici trebuie, încă o dată spun, urmărit să fie consecvență și numai de a tras atenția. Pentru că pe lângă faptul că au un fișa postului, sau, mă rog, toți așa,
reprezintă și oameni. Bun. Și asta înseamnă o forță fantastică. S-a finalizat procedeul prin care oamenii și-au luat cota de cărbune? Încă nu e finalizat. Există probleme. Și eu vorbesc strict de zona Răvinalului. Există probleme totuși mai mari în zona Peșteana. Că ce? Sunt foarte multe solicitări. Nu numai asalariaților din interiorul care lucrează la Peșteana. Dacă nu mă înșel, cred că sunt 1600 de cereri de a ridica cărbunele din la cariera Peșteana. Foarte mulți, cu mult mai mult decât salariații din cadrul carierei Peșteana. Au fost perioade când nici cariera n-a dat cărbune, au un selector, n-a avut ce selecta efectiv, deja există restanțe acolo, dar de săptămâna aceasta s-a dat drumul ca să fie încărcate inclusiv duminica pentru salariați și în special pentru cei restanțieri din cadrul carierei respective să fie... Bun, deci estimați că s-ar finaliza acest proces la sfârșitul lunii octombrie? La pentru Peșteana, că deja în noiembrie lumea chiar are nevoie de căldură în case. La Peșteana, ritmul acesta, dacă, deci, dacă ne uităm comparativ, ca timp fizic, cred că nu se va termina la sfârșitul în octombrie sub nicio formă. Asta o să fie o problemă. Eu vă spun sincer, mai ales că ne uităm, începe să plouă, începe se frigul, strică vremea, se strică și factorii acesta influențează. Ne întreabă lumea la ce vârstă ies la pensie minerii care au muncit peste 35 de ani, grupa 2? 57 de ani. La 57 de ani? Da. Pensia e un lux, e pentru norocoși în România, din păcate, dar asta e o altă discuție. Un lux pentru norocoși și valoarea pensiei în general, care, haideți, până la urmă, care nu satisface, să zic, nevoile unui om, pentru că la o anumită vârstă ne uităm la toți care au o anumită vârstă, medicamente, mai multe probleme de sănătate, mai complexe, în cheltuieli care apar. Să vedem ce modificări aduce legea asta. Pensiilor se vor și recalcula, vom vedea, poate pe viitor să se mai îmbunătățească statutul pensionarului. Vedeți dumneavoastră, și am văzut un lucru, care de exemplu eu l-am prezentat și aici când a fost acea întâlnire la prefectură. Adică ai 14 ani și 9 luni și 11 luni de cotizație și nu primești pensie. Un lucru anormal, pentru că în cei 14 ani, de exemplu dumneavoastră, mă rog, aveți un job foarte bun, foarte bine plătit și spui la un moment dat, bă, după 10 ani, stop. Eu am avut venituri de 7.000 de euro. E poate lună. Contribuțiile mele înseamnă cât am muncit altul pe două salarii medii timp de 50 de ani. M-am oprit. Și omul respectiv, chiar dacă a contribuit în or, nu va primi nimic. Și va fi băgat cu cei care primesc, să zic, acel venit de completare, un fel de ajutor social. Ceea ce e o nedreptate. O nedreptate majoră. Și mai sunt multe, multe pe care se poate discuta. Bun, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, aș vrea foarte scurt să-mi răspundeți la câteva întrebări. Se completează stocurile, pentru că înțeleg că nu sunt stocuri de cărbune. Unii spun că sunt, alții că nu sunt. Unii spun că vor fi probleme în cel mai scurt timp, alții că nu. Deci, din ceea ce știu dată oficială, cred că stocurile de cărbune pentru anul acesta cred că vor trebui făcute undeva la 800.000 de tone, cu mult mai puțin decât în anii trecuți, da? Acum, vedeți dumneavoastră, nu știu un cadru acestor stocuri. Intră cantitatea de cărbune a NRS-ului, a statului român, sau nu intră? E o problemă, adică din ce văd și eu citesc și presa, în care spun, dintr-o anumită zonă nu pleacă decât nu pleacă decât 20 ceva de vagoane pe zi. Din altă parte sunt sincope. Vă spun, am văzut acel program, chiar am discutat la nivel de provinar și pe celelalte zone. E făcut ca totul să funcționeze, ca să putem să trecem iarna cu bine, să funcționeze, am putea spune, aproape perfect. Dar ar trebui să țină cont și conducătorii noștri că investițiile, inclusiv în termocentrale, sunt unele nu care mulțumesc. Pe partea de minerite în escavatoare, am putea spune aproape deloc. Sau, nu că n-ar fi, dar foarte puțin față de necesitate. Ceea ce pot să spun, că dacă ne uităm și pe programul de iarnă, dacă ne uităm greu, tot va fi tot pe zona Rovinare. Și ne uităm la termocentrala Rovinare. Din trei grupuri, deci e programată pentru toată perioada până luna martie să meargă cu 2,8, aproape cu 3 continuu. Ceea ce este... Nu, surprinzător că mulți o spun și un adevăr.
Deci a fost cea mai performantă centrală din Europa pe bază de cărbune. Deci a mers aproape cu toate grupurile non-stop. Și mă nu zic că și conducerea și asta, dar în primul rând efortul oamenilor din termocentrala respectivă și bineînțeles a celor din cariere care deservesc această centrală. Am înțeles asta și oricum e clar că despre Rovinar toată lumea are numai vorbe frumoase de spus. Da, dar și cu atât și-am atras atenția. Și vă spun încă o dată și încercăm continui. Înțeleg că există reticență, nu poți să iei totul, dar salariile de bază, și nu vă mic când spun acest lucru, foarte scurt, sunt mai mici în Săi Rovinar decât în orice sucursală energetică. Păi de ce? Ei, vedeți dumneavoastră. Și asta nu spun, acestea sunt anomalii. Nu văd de ce, dacă toată lumea se laudă cu Rovinar, de ce le dai cel mai puțin bani? Acestea sunt anomalii. Deci, primele corecții, dacă așa bă, îți asumi, aluni niște bani pentru centrala Rovinar, nu uite, zic asta că... e o chestie pe care sindicatele n-ar trebui să o accepte. Și ar trebui toți colegii să fie de acord din toate zonele, băi, totuși e centrala care ține în viață compania. Hai măcar un leu în plus. Să-i ajutăm pe oamenii ăștia. Nu un leu mai puțin. Ziceți-mi dacă s-a mai auzit ceva cu, dacă s-a redeschis lista cu plecările din companie la cerere. Că așa rămăsese, că există posibilitatea ca anul ăsta să mai facă o tură. Până când a fost o discuție, că să vă dau o hotărâre de directorat, așa? Eu vorbesc nu pe program de restructurare, cu trei salarii care au probleme de sănătate și care vor să plece din companie. Cum vedeți dumneavoastră, la o discuție împreună cu ceilalți colegii ai mei din Federația Univers, prezentată, să zic, această discuție pe acest segment de domnul director Olaru, a spus că deja se fac demersurile, au început demersurile pentru prelungirea ordonanței ca să fie valabile, știm foarte bine, expire și acea ordonanță cu venitul de completare la sfârșitul acestui an, se fac demersurile pentru a putea fi prelungită și pentru anii următori. Da, spuneți-mi, sunt oameni care vor să plece, îmi trimit și mesaje, vor să-și mențină anonimatul pentru că se tem de chestiunea asta, dar sunt oameni care vor să plece din companie și care așteptau această posibilitate, această oportunitate de plecare la cerere și cu niște plăți, dacă s-ar putea. V-am spus, a fost doar o discuție, nu cred, la ora actuală, spus că pentru viitor se vor da trei salarii pentru cei care au probleme și ce părere aveți dumneavoastră și membrii dumneavoastră de sindicat de faptul că un membru al CSU-ului solicită bani în avans, s-au văzut adresele prin care solicită și înțeleg că i-a și primit. Care este poziția dumneavoastră și a membrilor pe care îi reprezentați? Vi se pare în regulă dumneavoastră dacă ați, sau nu dumneavoastră, că dumneavoastră sunteți plătit de la sindicat, dar un coleg de-al dumneavoastră, dacă are și el, nu știu, o nuntă în familie și are nevoie de salariu în avans, se duce și face o cerere și primește bani în avans? Apropo de chestia aceasta, există și nu vă mint, și sunt nu un caz, sunt foarte multe cazuri, când copiii de-ai salariați, că asta spune că neglijăm efortul oamenilor. Copiii de salariați au avut nunți în perioada aceasta și părinților care lucrează la complexul energetic Oltenia s-a dat 2-3 zile de concediu când aveam cu cine funcționa. Deci nu vă mint. Și au fost oamenii nevoiți. Vă dați seama, eveniment, se căsătorește copilul, fica. Eveniment, ai de alergat, ai de... Nu numai asta, și un eveniment care poate, dacă are un singur copil unic în viață. Viață, da. Și ar trebui poate să-și ia 3 zile sau 4 de medicat, pentru că n-ai ce face până la urmă. Deci nu se dau concedii sub nicio formă, indiferent de situație? Au fost astfel de cazuri și pot să vin cu exemple foarte clare, să știe și la nivel de conducere. Și încă o dată asta mi-aș dori până la urmă. Astfel de lucruri să transmită. Băi, există un astfel de eveniment. Doamne ferește, de un altfel de necaz sau unul de bucurie, cum e un eveniment de genul acesta. Bun. Deci pentru oameni nu se poate nici 3 zile de concediu. Nu, ceea ce ar fi normal și un drept de care trebuie să beneficieze. Ziceți-mi ce părere. Păi și n-am răspuns. Păi nu. E tot, deci nu mi se pare moral. În primul rând moral. În primul rând moral. Dar poate face parte din filmul Lapte și Miere la CEO. Păi da, când e lapte și miere, teoretic au acces toți, nu unii se uită de peste gard cum curge lapte și miere la alții. Păi vedeți dumneavoastră, alții vor să facă gardul la frontiere. Cred că la noi deja undeva cineva a vrut să traseze un gard invizibil și de partea cealaltă numai unii. Și încă o dată spun. Adică de nu discutăm acesta. De bârfe, documentele, am văzut, că altfel nu deschideam subiectul. Cum, nu sunt negate, că nu e adevărat? Nu, n-a negat nimeni. A negat cineva? Încă o dată spun. A negat cineva?
Nu știu. Eu n-am văzut negative. Am văzut total că au fost negate. Foarte bine. Deci iau de bună ceea ce spune conducerea companiei. Sunt date oficiale, există profit. Dar cu toate astea, avertizez încă o dată. Să nu creadă cineva că salariații din cadrul complexului energetic Oltenia vor accepta în genunchi că ne merge bine, că avem profit, dar oamenii să nu beneficiază de nimica. Nu, pentru că sunt alte timpuri. Să gândească că parte din acest profit trebuie să ducă și în salariile fiecărui salariat din cadrul complexului energetic. Păi și simplu, aveți nevoie de bani, uite, să faceți, să plătiți ratele la împrumutul pentru certificate. V-am răspuns eu. Păi nu, că nu mai e nevoie. Avem un profit, înseamnă că e bine. Nu, dar ați renunța la solicitările de măriri salariale dacă vi s-ar spune că tot profitul se va duce în direcția aia? Păi care e rate? Că în momentul care e profit? Nu sunt rate. Discutăm ipotetic. Dacă... Păi nu, dar nu avem cum să facem rate. Dacă permite și mie. Mă iau pe ceea ce este prezentat. Ar vrea să ziceți că aveți super profit și că n-aveți nevoie să vă împrumutați. În momentul care spune că avea profit, e clar că acei oameni care au făcut întocmit acele documente, e clar că au luat în calcul și acele certificate, da? Înseamnă că n-avem nevoie. Asta spune că undeva se rupe logica lucrurilor. Ori ai profit, ori ai profit și ce te mai interesează și ne ucem pe... Deci, nu știu, așteptăm să vedem și noi perioada următoare. Dacă până la urmă nu o să acceptăm să discutăm decât pe ceruri oficiale, o să facem oficial cu toate, că mi s-ar părea mult mai normal, pentru că de asta suntem părți, nu o spune egale, ne mai îmbătăm noi câteodată cu apa rece, că suntem egale, nu suntem egale. Dar, totuși, care ar putea să comunice, să aibă un dialog, eu sper că aceste date să ne fie prezentate, deci nu în urma unei solicitări. Aștept cu nerăbdare inițierea acestor negocieri și o mai mare transparență, pentru că eu nu cred că v-a adus niciun bine tăcerea din perioada în care ați negociat contractul colectiv de muncă. Vă mulțumesc pentru prezența din seara asta, discutăm cu altă ocazie. Doamnelor și domnilor, nu plecați nicăieri, în câteva momente ne întoarcem cu alte subiecte extrem de importante. Vom vorbi despre ședința de Consiliu Local de astăzi de la Primăria Târgu Jiu, vom vorbi despre noul proiect de trafic al consilierilor locali, pentru că există un nou proiect și noi soluții care unii dintre consilieri spun că s-ar și pune în aplicare. Și mai vorbim de ceva extrem de important, dacă am rămas sau nu fără centură, nu știu dacă ați văzut știrea, dar Compania Națională de Drumuri a dat în judecată Primăria Târgu Jiu pe motiv că s-a reziliat contractul pentru centură din lipsa planurilor parcelare. Rămâneți așadar cu noi, revenim în câteva clipe. Bună seara, doamnelor și domnilor! Revenim în emisiune. Pentru cei care n-ați fost alături de noi, am discutat despre ce în prima parte a emisiunii, acum discutăm despre ce se întâmplă la Târgu Jiu. Vă reamintesc că boicotăm partidul aflat la guvernare, nu ca o formă de solidaritate a postului de televiziune împotriva cărora se făcuseră demersurile la Hunedoara de strângere a semnăturilor ca să-i primească amendă de la CNA să fie reclamați de un număr cât mai mare de membri de partid, ci pentru că demersul în sine făcut de partidul de guvernare ni se pare unul care îngrădește libertatea de exprimare a oricărui jurnalist. Așadar, suntem în plin boicot, motiv pentru care nu am invitat astăzi reprezentanții partidului aflat la guvernare. Alături de mine, în schimb, sunt Mihai Paraschiv din partea PNL și Radu Miruță din partea USR. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc că ați acceptat invitația. Vreau să discutăm câteva chestiuni extrem de importante pentru Târgu Jiu și pentru Gorj până la urmă. Întâi și întâi, am discutat despre centura municipiului Târgu Jiu, de vă spun, practic, am întors subiectul pe toate părțile. Sunteți deja specialistă în centura Târgu. Nu știu dacă specialistă, dar oricum în construcție, adică măcar cât e stratul de uzură, aș putea să-mi dau cu părerea. Mai bine decât CNR-ul. Ceea ce mă deranjează e ca de obicei nimeni nu-și asumă nicio greșeală. Și nimeni nu-și asumă faptul că în momentul de față contractul este reziliat, nimeni nu spune, bă frate, da, eu am greșit proiectul, eu am greșit că n-am făcut planurile parcelare, eu am greșit că am permis ca firma care a câștigat contractul să subcontracteze la tot felul de firme dubioase, nimeni nu iese să-și asume nimic. Am avut... Tipic românesc. Acum suntem în situația în care Compania Națională dă în judecată Primăria Târgu Jiu pe motiv că n-a făcut planurile parcelare și că ăsta este unul dintre motivele pentru care s-a reziliat contractul. Eu v-am întrebat pe toți consilierii, l-am întrebat pe primarul Marcel Romanescu, întotdeauna planurile parcelare păreau să fie singura problemă. Ăștia de la Compania Națională fac un demers politic, fac
ce fac, ce se întâmplă de fapt, că mă gândesc că nu de nebuni se duc ei în instanță să arate că primăria Târgu Jiu nu și-a făcut treaba pe bucata ei. Întrebarea este foarte pertinentă, foarte ok și din nefericire are mai multe variante de răspuns. Părerea mea a fost că vina în integralitate aparține fostului primar și v-am și argumentat de ce. Data de început a contractului 2014 și data de început 2016. În mandat Florin Cârciumaru. Bun. Că nu sunt planurile parcelare gata. Nici în momentul nici în care în momentul vorbim. De față. Cu un an și jumătate, un an, aproape 2 ani de primar Marcel Romanescu, da, primar liberal. Nu sunt gata nici acum. Nu sunt gata nici acum și cred că o parte din vină pentru această chestiune poate să fie atribuită și primarul Romanescu. N-aș vrea să contorizez cât de mult din întreagă vina, dar, repet, lucrarea a început în 2014, trebuie a început în 2016, finalizată până la legile prezidențiale. Suntem în Gorj, în județul în care ne-a luat, nu mai știu câți ani, că am pierdut șirul, să facem un nimic de drum. Practic. Vă reamintesc că drumul spre Bombești Jiu e și acum mai e de făcut ceva la el, în condiții în care a fost început prin 2003-2006, ceva de genul, s-au depășit la termene de am înnebunit. Suntem cu stadionul aproape gata, dar de fapt nu e gata. Și așa mai departe. Noi nu respectăm termenele la nimic. Nu știu dacă ne teahnă doar la Gorj, dar asta se întâmplă. Uite, nu s-a respectat nici la centură. O să trec puțin de la una la alta. Nu trecem la stadion, că și stadionul poate să fie o discuție separată. În același ton. Una din temele Partidului Național Liberal în 2016 și ale primarului Romanescu în 2017 la legile parțiale a fost miza planului urbanistic general. Anul trecut, după ce a fost... Pe nici asta n-a făcut. Asta vreau să vă spun. După ce a fost investit domnul primar, în prima ședință de Consiliu Local, sau chiar în ședința respectivă, am avut o informare la Serviciul Urbanism, care ne spunea că până la sfârșitul anului 2017, planul urbanistic general va fi gata. Săptămâna trecută sau cu două săptămâni, un coleg consilier a cerut o informare de la Serviciul Urbanism despre acest plan urbanistic general. Și îmi pare rău că nu am hârtia la mână, la mine, ca să vă arăt ce bătaie de joc de răspuns a venit din partea serviciului și din partea conducătorului acestui serviciu. Că au fost, firma a intrat în insolvență care ne-a făcut, că știți că n-am plătit nimic. Și am spus, ok, sunt 50.000 de motive, că n-avem aviz de nu știu unde. Un termen când va fi gata, nu știm. Deci planul urbanistic general, de fapt, poate ca să fie mai da, nu ne trebuie nimic. Apar construcții pe unde te miri cu ce grad de înălțime care nu există prins în niciun puz. De fapt, dacă stau bine să mă gândesc după Revoluție în Târgu Jiu, nu știu dacă s-a construit vreun bloc mai înalt de pe plus 3. Că nu se poate, adică totuși. Bun. Revenind la centură. Deci cred că și Serviciul Urbanism are oarecare vină și în planurile parcelare, că aici vreau, de asta am făcut paranteza ca să ajung aici. Cred că este vorba de incompetență din partea unor angajați ai primăriei. Din câte știu, sunt prinși bani în buget pentru efectuarea cadastrului sistematic strict pe zona respectivă. Dacă sper să nu vă dezinformez, că nu-mi place, cred că se așteaptă licitația, să vină o firmă să o facă, pentru că e o lucrare nu foarte complicată din punctul meu de vedere. Și sper să o văd cât mai repede gata, pentru că deja nu mai știu ce să mai răspund la acest subiect, pentru că toată lumea pasează, așa cum vă spuneam și cum spuneați dumneavoastră, vina da, eu, plimbă pisica moartelor la altul. Asta este o problemă mare, pentru că nimeni niciodată nu și-asumă vreo responsabilitate. Mi-ar plăcea și pe cuvânt că l-a scuza pe ăla care ar avea tupeul să vină la televizor să spună, bă, uite, asta e partea mea de vină. Eu sunt vinovat până aici și restul până acolo. Dar cum nu avem niciun vinovat... M-am izbit personal de o astfel de situație în care pe un teren cadastrat în municipiul Târgu Jiu apare ca și mențiune localizare incertă. Astăzi am văzut un grup de cetățeni pe care, sincer, îi stimez că au avut această inițiativă pentru că au exact aceeași problemă într-o zonă unde nu este finalizat planul parcelar și oamenii nu pot să-și întabuleze proprietățile. Au venit și au spus, dom'le, noi 6-5 familii cotizăm noi pentru această lucrare, numai haideți să le facem o dată. Și astăzi am avut proiect de hotărâre prin care se acceptă donația 5.000 de lei de la persoanele respective pentru, ca să se poată, face o situație punctuală. Da. Îi apreciez, deși nu era normal și nu este corect moral să plătească sumele respective pentru o treabă pe care ar trebui să-și o facă
primăria, serviciul urbanism. Mă întorc la asta pentru că din punctul meu de vedere înțeleg că în perioada în care era Florin Cârciumaru primar, doamne, erau niște oameni angajați ținuți acolo în niște condiții. Dar a venit Romanescu și eu îmi amintesc să fi pus pe cineva pe liber. I-a luat așa și continuă cu ei de aproape 2 ani. Eu sper, domnule, să văd la sfârșitul anului niște calificative conform cu activitatea pe care au prestat-o în acest an. Da. Vă rog, domnule Miruța. Domnule Gingioveanu, sunt mai multe categorii de oameni atunci când se primesc sarcini. Sunt unii oameni care caută tot felul de motive și tot felul de scuze ca să justifice neîndeplinirea sarcinii. Și sunt oameni care atunci când primesc o sarcină, prin profesionalismul lor, prin gradul lor de inteligență, prin ambiția personală, găsesc până la urmă, luptă cu toată birocrația aceasta și găsesc până la urmă o soluție astfel încât să-și ducă sarcina la îndeplinire. Birocrația în România e așa cum e. Cei de la Ministerul Transporturilor sunt așa cum sunt, cei de la Ministerul Dezvoltării sunt așa cum sunt. Însă, toate municipiile astea din județ, din România, interacționează cu aceleași autorități unice. Cum unii reușesc să străbată hățișul ăsta și să rezolve problemele și alții nu reușesc, ține doar de gradul de competență al celor care reușesc versus cei care nu reușesc. Și de dorința de a duce sarcina? Ține de capacitatea entității respective. Eu trebuie să merg până la ușă, dumneavoastră trebuie să mergeți până la ușă. Că unul ajunge, că unul nu ajunge, că unul e mai șchiop, că unul e mai rapid. Avem același drum de parcurs, același scop. Unii și-l ating, unii nu și-l ating. Cei care nu și-l ating și din nefericire sunt mai în toate domeniile pe la Târgu Jiu, caută tot felul de scuze. Absolut tot felul de scuze. Că n-au fost planul parcelar, spune CNRU. CNRU nu l-am auzit răspunzând la situația în care ei aveau clauză în contract să accepte subcontractorii contractorului inițial și să... Am fost atenționată și vă atenționez la rândul meu de domnul Tudor, directorul secției județene de drumuri, că nu au existat subcontractori. A fost o altă formulă prin care firma respectivă a dat în lucru... Pe domnul Tudor de la secția de drumuri a județului Gorj îl deranjează fiecare contract din acesta făcut public și fiecare care de sarcini. Din nefericire pentru domnul Tudor, eu am acest caiet de sarcini și acolo e foarte clar stipulat, nu știu dacă cuvântul este, dacă substantivul e contractor, e stipulat faptul că cei de la CNIR își dau acordul pentru cei care urmează să facă la a doua, la a treia mână lucrările, iar cei care primesc banii inițiali sunt obligați să facă dovada CNIR că și-au plătit la rândul lor entitățile subcontractate sau subînchiriate sau care e termenul folosit. Nu l-am auzit pe domnul Tudor care e explicația dumnealui despre încetarea activităților la centură. Nu se riscă nimic, nu e nicio problemă, asta spune domnul sunt. Tudor. Banii există, da, asta spune domnul Tudor. Eu la mine la serviciu, și că nu are rost să ne agităm, să ne facem griji, că practic vom avea la centură la un moment dat. Răspunsurile astea sunt invariabile, dar centura tot nu există. Eu la mine la serviciu la început și nu se lucrează nimic și nu există un contract. Primesc o linie bugetară. Exact. Dar linia bugetară nu că visează conducerea companiei pe ce bani să dea. Sunt toate lucrurile structurate astfel încât linia bugetară acoperă proiectele pe care le-am previzionat. Tu să primești bani și să nu faci nimic cu ei, n-au mai prea pomenit. Lumea de obicei suferă de lipsa banilor, de surplusul lor... Mai puțin. N-am prea auzit. Și aș lua, bun, de ce face CNRU, că asta era întrebarea dumneavoastră, acțiunea împotriva primăriei Târgu Jiu? Eu întreb dacă e politică treaba ca să dea vina pe Romanescu sau dacă într-adevăr și Romanescu are partea lui de vină. Înțeleg ce n-a făcut Cârciumaru până în 2016, dar am votat altceva. Da, eu cred că, adică sunt convins că CNRU are partea de vină și atunci cineva mai sus a încercat să pună în aceeași cameră pe toți care au o parte de vină. Și CNRU îi dă cu oala în cap primărie și spune, eu vreau să trec peste tine, că sunt și eu de vină. De fapt, vina mea e pentru că nu ți-ai făcut tu treaba. Eu încheie asta o văd. Într-adevăr, și eu am citit că a fost un acord în care primăria Târgu Jiu și-a asumat chiar cu întârziere până în 2017 de aceste planuri. Bun, domnul Romanescu a preluat un proiect care a ținut de administrația domnului Cârciumaru. Dar intri în primărie, nu în prima zi, nu în prima lună, primele câteva luni, bă, cam care sunt problemele cu instituția asta? Că nu s-a făcut să fie sănătos. Ca să nu mai vorbim de importanța lucrărilor, gândiți-vă cât de greu este unui oraș cum e Târgu Jiu, în condițiile în care nu-și rezolvă Bucureștiul problema cu centura, să aibă buget și să aibă tot ce trebuie ca să facă o astfel de lucrare. Gândiți-vă
în ce realitate sau în ce an va mai avea Târgu Jiu astfel de oportunitate dacă noi pierdem această finanțare. Deci, am preluat niște probleme ale primăriei. Că e vina domnului Cârciumaru până acum că nu s-au rezolvat. Bun, dar acum eu sunt cu el în față, îmi fac furia mea. Ce fac? Consider că nu sunt probleme? Sau tot timpul vin și răspund dacă nu l-a rezolvat ăla, nu înseamnă că sunt eu vinovat acum. Dacă ar fi venit acum de la Ministerul Dezvoltării sau de la Ministerul Transporturilor, o bunătate, n-aș fi spus, uitați, vă mai dau 40 de milioane, nu mai faceți o centură concentrică pentru Târgu Jiu. Aveți planurile parcelare sau aveți birocrația efectuată ca să puteți lua banii? Mie mi se pare inacceptabil și de neiertat. La Târgu Jiu, o zonă destul de umbrită de administrația centrală, la un moment dat s-au direcționat niște bani. Acei bani au intrat în curtea județului nostru și s-au întors pentru că din diverse motive interne, entitățile responsabile din județul nostru n-au reușit să-i folosească. Treaba asta mie mi se pare inacceptabilă. Că-i devină primăria, că-i devină Consiliul Județean, că-i devină secția de drumuri, că-i devină Ministerul Transporturilor, că-i devină subcontractorul, că-i devină firma italiană, că cineva e devină, treaba nu se face. Tocmai din cauza asta avem manageri, tocmai din acest motiv avem oameni bine plătiți ca să organizeze și să structureze aceste entități care ele să conlucreze. Bun. Nu mă trebuie să mi se ia banii. Păi ba fix în situația asta riscăm să fim. Nu e acceptabil. Nu mă trebuie să mi se ia banii. Bun. Cum să-ți iei banii și tu să nu faci nimic cu ei? Zice domnul Balaschiv că unul dintre motivele pentru care nu s-au făcut planurile parcelare, intuiește domnia sa, că este lipsa de performanță, de bunăvoință, de profesionalism al unor angajați ai primăriei Târgu Jiu. Se poate întâmpla, dar asta e un suficient motiv pentru ca acei oameni să plece să facă altceva în altă parte. E un suficient motiv, au venit banii, i-am pierdut din cauza voastră. Din nou intrăm în bucla asta în care fiecare care are o responsabilitate intră în circuitul scuzelor. N-am putut pentru că ea n-au dat, pentru că Consiliul Local n-a făcut, pentru că ea de la urbanism n-au făcut, pentru că n-avem puz. Atât de stufoasă legislația din România, încât orice funcționar se poate lega decât o chestiune de genul ăsta. Dar unde despre asta e vorba? Nu cu astfel de oameni vrem să lucrăm. Nu se poate. Într-o entitate privată lucrurile astea nu sunt admise. Sunt servicii, sunt joburi care sunt făcute și de astfel de oameni. Dar nu astea, dacă ei sunt de vină. De eu n-am văzut o conferință de presă în care primăria spune, domne, nouă ni s-a atribuit bucata asta de vină. Din perspectiva noastră, o acceptăm sau nu o acceptăm, dar cu o justificare. Dar ce e atât de complicat? Că asta vă spun, o dovadă a faptului că există totuși o vină, este faptul că cei de la CNAIR au dat în judecată primăria Târgu Jiu, pentru că până acum a fost un ping-pong de puncte de vedere. Ieșea directorul regional de la Craiova, zicea de Romanescu că n-a făcut planurile parcelare, ieșea Romanescu și spunea că ăla e nebun, că nu stă după planurile lui Romanescu, că are altceva de făcut înainte. Și am avut un ping-pong de declarații, practic. Da, pentru că detaliile sunt multe la mijloc și nu pot fi exprimate într-o emisiune, într-un cadru de oameni care nu înțeleg lucrurile astea. Zice, da frate, uite, eu sunt de vină până aici, restul în final nu știu care. Dacă vine ministrul, am găsit soluțiile astea și vrem să facem de aici așa. Dacă vine corpul de control al primului ministru la Târgu Jiu și pune în sensul geratorului aici în fața primăriei, bă, asta a fost bucata ta, ce ai făcut din ea? Nu trebuie să iau la întrebări eu sau dumneavoastră, eu iau la întrebări din perspectiva rezultatului. Dar corpul de control al primului ministru este la fel de competent ca și primul ministru, mai bine să nu vină. Bun, mai sunt autorități care atunci când e de luat la întrebări și în zona asta în care aproape nimeni nu face nimic, e destul de simplu de găsit vinovații. Eu nu sunt în primărie, dumneavoastră nu lucrați nici pe la Ministerul Transporturilor, probabil nici prin primărie, dar eu cred că oamenii care fac astfel de activități știu. M-am dus într-o zi, m-a chemat cineva pe 14 octombrie, unde oamenii mi-au spus, dom'le, aici e problema la canalizare. Vă tot întrebați pe la emisiuni ce se întâmplă că nu curge. Uite, aici e problema. Au băgat țeava asta în țeava asta, i-a pluviat la cu menajera, o țeavă are 500, una are 600 și amândouă se întâlnesc într-una de 500. Dacă sapă aici, se rezolvă. Au venit, au săpat, au găsit beton, au plecat. Adică oamenii care lucrează în zona respectivă, de pe la apa regio, de pe la serviciu din primărie, RSC din primărie, dom'le, nu sunt bombe atomice acolo să nu știm care e problema. Nu știu, poate eu. Că nu mă ocup cu domeniul respectiv, dar oamenii știu.
Oamenii specializați știu, problema e că nu vorbesc, fiindcă sunt chestiuni politice și fiecare încearcă să... S-a dat ritmul ăsta, așa murim. Cu da. Inundații pe 14 octombrie, că până s-o, nu știu, hotărât cineva să-și asume să spargă o stradă numai ce e terminată ca să descopere problema asta și să o remedieze, durează. Chiar dacă este prost o făcută, păi, clar că trebuie final da, spartă și văzut unde e problema. De-abia aștept să vedem cine o sparge, domnul Paraschiv, pentru că nu mi-a dat nimeni impresia primăria asta că și-ar asuma o chestiune de genul ăsta. Zilele trecute, domnul primar a oferit o alternativă care s-ar putea să fie singura corectă în momentul ăsta, ca cei de la Paris o să execute garanția de bună execuție și cu banii respectivi să remedieze lucrarea. Joi eu am propus-o în... de mai mult timp. Joi. Am propus să ia toate lucrările, să se verifice care pot recupera garanția de bună execuție și care pot fi forțați. Surprinzător, joi am avut o informare de la Aparegio în mapele la Consiliul Local și, bineînțeles, ca orice astfel de informare comunistă să o numesc, era bătea câmpii. Adică oricum nu avea foarte mare relevanță. Deci, vreau și eu punctual. Dacă firma care a executat lucrarea pe 14 octombrie are depusă garanție de bună execuție, dacă cumva ați trimis banii înapoi. Pentru că informațiile pe care le aveam eu erau că banii au plecat deja înapoi către firma respectivă. Lucrurile nu sunt complicate. Păi nu sunt complicate, dar să ce s-a întâmplat astăzi la ora 1, mă sună cineva de la Consiliul Local care se ocupă de astfel de probleme, să spună că a uitat să solicite la Aparegio chestiunea asta și că a venit cineva și a spus că știți că banii există, de fapt. Mi-au mai spus și altceva, că au mers individual la primărie să se vaite, fiindcă realmente le este mizeria în curte, da? Deci ei râmesc în curte după fiecare ploaie. Și la un moment dat, domnul primar a spus, bine, mâine la ora 11 convoc o ședință cu Aparegio, cu DSC, cu edilitarea, cu toate instituțiile implicate. Veniți! Au venit oamenii la ora 11 și n-a fost decât putătorul de cuvânt în sala de ședință. Adică mai sunt și atitudini, dacă oamenii spun adevărul, dar ieșiți pe stradă... Permiteți să mă îndoiesc vis-a-vis de o chestiune genul ăsta, că... Vă permit, pentru că n-am nicio dovadă, dar știți ce mă face pe mine? Să cred că au ieșit niște oameni pe stradă de la diverse curți și că am vorbit pe același limbaj. Mi-e greu să cred că au făcut eu un scenariu din ăsta înainte, orice e posibil. Nu cred că pe o chestiune de genul ăsta au convocat domnul primar nu se mai ducea după, adică... N-ar fi trebuit să meargă domnul primar, domnul primar ar fi trebuit să meargă loc să convoace. Nu știu, nu să asiste la discuții, pentru că... Eu nu cred că trăiesc într-o lume ideală, să știți, dar mi-e imposibil în consumul energie psihonervoasă să accept că sunt chestiuni și mii pe unde încerci să bași capul, să afli câte ceva, pe acolo îți dai seama de o tâmpenie din asta care blochează lucrurile. În marea parte dintre emisiuni, centuri, nu avem stadion, nu avem canalizare, nu avem școlile, nu primesc bani. Dar nu e lipsă de imaginație, că sunt o grămadă de subiecte pe care le-am putea aborda și am putea să depășim odată rutina asta. Dar mi se pare că dacă nici noi nu vorbim despre ele, o să fie foarte bucuroși că am tăcut și lucrurile rămân așa. Mi se pare că în orice domeniu în care, aproape în orice domeniu în care încerc să vezi de ce nu merge treaba, descoperi o chestie de genul ăsta. Aproape în orice zonă în care vrei să te interesezi, bate o mică investigație, îți dai seama că lucrurile sunt blocate de jocuri din astea, de interese din astea, între partide, între directori, între ăla l-a numit pe ăla, nu vrea să-i facă rău a lui, ăla votează cu el în bej, ăla îl pune pe lista de consilieri, se intre într-o buclă din asta în care parcă au nebunit toți. Numai treabă nu se mai face. La modul cel mai serios, eu m-am cam plictisit de venit prin ședințele de Consiliul Local, n-am fost de foarte multe ori, dar am fost de câteva ori, încât să dau seama că e aproape o pierdere de timp. Exact cum spunea doamna Gângeovenu la începutul emisiunii, la noi este frica de responsabilitate. Eu n-am văzut pe cineva până acum să-și asume chestii. Dom'le, am greșit eu. Cuvântul dacă mi-a invitat permanent la emisiune să-l văd eu pe unul care iese și spune, bă, uite, asta a greșit eu, am greșit de prost, de slab pregătit, că am avut, nu știu, o problemă în familie și nu m-am putut concentra la servici, dar sunt chestii pe care oricine le-ar înțelege. Dacă vii și spui, a, dar eu n-am făcut nimic, a, dar eu nu. Păi, tot dracu, dar cine? Da, da, vedeți dumneavoastră că aceste instituții funcționează ierarhic. Oamenii ăia care stau la ultimul rând și nu vor să recunoască... Doamne, miruțele merge, pentru că niciodată n-au pățit nimic. Sunt niște oameni foarte liniștiți, credeți-mă. Da, pentru că din nou... N-am nicio străbatere, nu sunt ca mine că dacă întârzi la servici nu știu ce se întâmplă, nu. Din nou intrăm într-un cerc. Pentru că n-au pățit niciodată nimic. Da, dar din nou intrăm într-un cerc, pentru că acești oameni care ar trebui să fie responsabili și care pentru că n-au fost responsabili n-au pățit nimic, mulți dintre ei au ajuns pe funcția respectivă pe ușa din dos. Au ajuns pe funcția respectivă prin alte mijloace. Și atunci oamenii care i-au pus acolo, știu, bă, dacă l-am apus, nu face la mine rău, bă.
Anul viitor nu promovează prostul ăla de lângă mine care muncește toată ziua, promovez eu. Și toate astfel de acțiuni scârbesc oamenii de bună credință și oamenii care aduc plus valoare să mai vină să participe la un concurs de sate împrejurări. Ni s-a alăturat prin telefon și Narcis Daju, a scris și el hectare despre subiectul centurii, pe care ulterior vreau să-l și depășim pentru că sunt multe alte lucruri pe care aș vrea să le discutăm în această seară. Bună seara, Narcis Daju! Bună seara, Gabi, bună seara și invitați-vă! Bună seara! Bună seara! Legat de varianta de Ocolina, am căutat și o răspunsuri. Pe parte dintre ele pot să vă spun că le-am și găsit. Sunt în continuu. În 2013, după ce a fost angajat la secția drumul naționale, fiul lui Ion Tudor, Cristi Tudor, și-a înființat un SRL, prin intermediul căruia... Nu te auzim foarte bine, studio, să-l rog pe Paul să regleze un pic sunetul din studio, să te auzim și noi bine. Cred că pe post te auzi foarte bine, dar noi te auzim în studio mai slab. Bun, reiau. Gata, e bine acum. Din 2013 până la 2016, Cristi Tudor, angajat la secția drumul național Târgu Jiu, a încasat de la Copista, Comța și Colini, firme aflate sub contract cu CNIR, peste 3 miliarde de lei vechi, printr-un SRL la care este acționar unic și administrator. Cristi Tudor a funcționat și atunci și acum ca purtător de cuvânt al CNIR, ieșea săptămânal și ne asigura că totul e în regulă și pe desileul Jiului și pe varianta de Ocolină. Tot staful PSD... Suntem și noi într-un boicot, atenție! Bun? Suntem într-un în plin boicot! Nici de bine, nici de rău se înțelege partidul de la guvernare! Da, ne-am asigurat în campaniile electorale din 2016 și 2017 că nu e nicio problemă. Universitatea Craiova urmează să joace pe stadionul din Târgu Jiu, fiindcă noi suntem harnici și terminăm stadionul înaintea Craiovei. Și varianta de Ocolină e ca și gata. În timp ce purtătorul de cuvânt de la drumul național lăuda constructorul, lua bani de la constructor, miliarde de lei vechi. Am probat aceste lucruri. S-a constituit un dosar penal care în prezent se află în nelucrare la DNA Craiova. În acest dosar penal sunt cercetați penal Ion Tudor și Cristi Tudor. Paradoxal, niciunul dintre cei doi n-au fost suspendat din funcție. Ion Tudor a fost menținut la conducerea secției drumul național Târgu Jiu. În schimb, s-au întâmplat alte lucruri. CNIR a ordonat un control la SDN Târgu Jiu. Comisia de control a prezentat un raport de control prin care a propus desfacerea contractului de muncă și pentru Ion Tudor și pentru Cristi Tudor. Ai dovezi pentru ce spui acum, da? Sigur. Aceste documente sunt în dosar la DNA Craiova. În următoarele două săptămâni, fiecare din membrii Comisiei de control a primit câte ceva. Doi dintre ei și-au văzut niște rude angajate. În așa fel s-a ajuns să fie distrus acel raport de control, care din fericire e la DNA Craiova, și s-a elaborat un al doilea raport de control mult mai blând, prin care s-a propus sesizarea Agenției Naționale de Integritate, deși vorbim de fapte penale. În afară de faptul că responsabili din SDN Târgu Jiu au luat șpăși de la firma care trebuia să construiască varianta de ocolire, s-a mai întâmplat... Asta susțin materialele tale, nu este încă o finalizată ancheta. Exact. Au primit ipotetic șpăgi. Sunt facturi emise de SRL-ul domnului Cristi Tudor, care în timp ce îi lăuda și încasa de la Colini, Comsa și Copisa. În afară de lucrul ăsta, la începutul anului 2017, Colini și-a dat seama că a licitat un preț dezavantajos pentru varianta de ocolire și atunci Colini a luat următoarea decizie. O să plecăm din Gorj, nu o să mai facem nicio variantă de ocolire, dar hai să nu plecăm pur și simplu, hai să le dăm și o țeapă acestor amărâți care ne sufocă cu șpăgile. Și atunci... Gabriela Dungeoveanu, tu sigur îți amintești, au găsit niște italieni condamnați penal în foarte multe dosare în Italia. O parte dintre ei aruncaseră cu trotilul un judecător în aer pe o stradă din Sicilia. Au făcut un SRL în nordul țării
Și Colin i-a subcontractat varianta de ocolire a acelui SRL, care a venit și a oferit un ostime din Gorni pe prețuri fabuloase pentru închiriere utilaje. SRL-urile locale au muncit pe tot parcursul anului 2003, s-au fost plătite la 20 de anului, s-au uitat la lună și au apelat la ziariști să le rezolvă această problemă. Este foarte grav ce s-a întâmplat, deci nu doar că a rămas fără varianta de ocolire, avem niște cioturi de poduri. Bun, stai un pic, stai un pic. Statul... Ce garant, adică în momentul de față nimeni nu spune că s-a terminat cu centura. Există niște semnale optimiste din partea primăriei, din partea secției județene de a drumurilor potrivit cărora nu s-au pierdut banii și lucrările nu sunt compromise, doar se lucrează acum la o nouă licitație pentru a găsi un alt, o altă firmă. Eu am auzit că s-au blocat banii sau banii s-au alocat altor proiecte. Nu mai sunt bani în momentul ăsta alocați pentru continuarea lucrurilor centura Târgu Jiu. Ion Tudor a declarat în urmă cu câteva zile la această emisiune că banii există și că se fac demersuri pentru reluarea licitației. Bun, dar tot Ion Tudor a declarat că criblura e bine pusă pe drum anul trecut, că firma care a făcut serviciile astea e făcută de ingineri care știu să facă drumuri, adică declarație domnului Tudor până acum din aprecierea mea n-au prea fost justificate. Din moment ce CNAIRE a dat în judecată primăria Târgu Jiu, e clar că va fi o pauză de mulți ani în construirea acestei centuri. Ce vreau să mai spun? Acum un an șeful Direcției Regionale de Drumul Caiova l-a acuzat pe Romanescu că vina suspendării lucrărilor aparține primăriei Târgu Jiu. Abia cu câteva zile în urmă, primăria Târgu Jiu a reușit să finalizeze licitația pentru elaborarea planurilor parcelare. E o operațiune care va dura cel puțin un an. Avem un corjean în funcția CNAIRE mai nou. Mihai Bebă ne-a mințit cu vreo 3 luni în urmă că va veni Nati Znaga la Târgu Jiu. Iată că Nati Znaga evită să vină la el acasă la Târgu Jiu pentru că știe foarte bine problemele din dosarul variantei de ocolire. În primul rând vorbim de probleme de natură penală la DNA, că vă repet. În al doilea rând, sunt și probleme financiare pentru că trebuie să cheltuim pentru conservarea cioturilor de pod făcute de Colinii. În al treilea rând, l-am văzut săptămâna trecută pe Romanescu la TV Sud, moderatoarea îl întreba de ce nu stă dă drumul la partea de centură dinspre Șușița, și Romanescu ridica din numeri, nici moderatoare, nici Romanescu nu știau că nu e finalizată nici măcar acea parte de centură. Ori să mă ierte Dumnezeu, la un an și trei luni de la instalare, Romanescu trebuia să-și facă timp să meargă măcar o dată pe firul acestei centuri. E păcat că presa din Gorj, parlamentarii de Gorj, politicienii și decidenții din Gorj nu au nici măcar un obiectiv comun. Acest obiectiv comun ar putea fi varianta de ocolire, pentru că dacă am avea varianta de ocolire, n-am mai avea mâine dimineață acest trafic infernal în oraș. Iată că primarul Târgu Jiu nu știe nici măcar pe unde trece centura, nu știe nici măcar ce s-a făcut pe această centură și mie mi se pare o chestie impardonabilă. Aș vrea să mai spun că Vulceanu l-a încurajat pe Romanescu în această atitudine. Probabil Gabi Gângeoveanu ți amintești când îi lua apărarea la mișto primarului Vulceanu și spunea că nu e treaba lui Romanescu construirea centrului. Eu, din punctul meu de vedere, e obligația lui Romanescu să pună presiune pe guvernul României prin toate pârghiile posibile să se deblocheze situația variantei de ocolire, care în momentul de față este realmente moartă, nici măcar nu s-a demarat licitația pentru identificarea unui nou constructor. Mai mult decât atât, pesediștii își dau cu stângul în dreptul. Din nou, te atenționez. Ultimul avertisment. Nu folosim. Ok. Președintele acestui partid majoritar în Gorj spunea că proiectul e greșit. Ion Tudor, șeful secției naționale, a spus martea trecută că nu, domne, e perfect proiectul. Deci Tudor a ajuns să-și contrazică nașuși. Noi rămânem tot ca proștii, facem emisiuni, vorbim de fapte penale,
avem șef de instituții ca Ion Tudor care trec de la Poliția Comunitară, la Poliția Locală, apoi la Garda de Mediu, apoi la OPC și apoi la Secția Drumul Național de Târgu Jiu și pretindem că trăim într-un stat de drept. Cam atât am avut de subliniat. Mulțumesc pentru intervenție și pentru informații. Concluzie după ce a spus și Narcis Dajiu, ca să trecem la un alt subiect, că asta cu centura v-am zis, deja ajungi la saturație la un moment dat, te saturi să vorbești ca, nu știu, zic ca prost. Ca prost. Vorbești ca prost. Despre un subiect care nu se termină. Da, și care nici nu dă semne că s-ar termina în curând. Din punctul meu de vedere, v-am spus, toți factorii implicați au partea lor de vină, nimeni nu-și asumă nimic. Sperând să deconteze vecinul. Personal, nici eu n-aș vrea să mai dezbat acest subiect, pentru că, așa cum ați spus, eu m-am și plictisit de această discuție. Bineînțeles că aș vrea să văd centura finalizată, în primul rând, dar... Comentați doar ceva din ce a spus Narcis Dajiu. Eu știu și eu la bucata din emisiune la care se referă. Aș vrea să spun despre moderatorul emisiunii că este la început de drum cu emisiunile și că probabil prezența primarului a fost o prezență importantă și nefiind foarte stăpână pe subiect, n-a insistat. Dar știe în ce situație e centura, sunt sigură. Faptul că primarul nu știe, zic că e mai grav. Păi nu știu dacă nu știe. Am văzut câteva postări în care am fost pe șantierul centurii. Adică nu cred că nu știe. Deci dumneavoastră ziceți că știe situația. Eu pot să vă spun că am întrebat reprezentanții secției drumul naționale de ce nu se dă drumul la o anumită bucată care este finalizată. În primul rând și giratorul din capătul centurii, din zona Șușița, ar trebui folosit. Măcar giratorul. Da. Și mi-a spus că nu este legal să dai în folosință parțial o investiție. Asta au răspuns cei de la drumuri, da, sau cei de la primărie? Că dacă m-au mințit, vorbim și eu pe dumneavoastră. Cei de la drumuri, aștept și eu. Știu că nu este voie să dai drumul, pentru că nu poți să faci recepție parțială pe o... Vă rog, dacă aveți ceva de comentat, domnule aș concluziona prin ceea ce am și început. E vorba de oameni care nu au capacitatea să își asume lucruri care, într-adevăr, nu sunt neapărat ușoare. Însă acei oameni ocupă funcții care i-ar obliga să-și asume astfel de lucruri. Ceea ce nu se întâmplă. Că primarul din Târgu Jiu, cum a spus domnul Dajiu, nu știa, că știa, pentru mine nu e atât de important. Pentru mine ar fi foarte important ca măcar de când s-a schimbat culoarea politică la primăria Târgu Jiu, să aud care sunt țintele de care eu mă ocup în următorul an sau în următorii 2 ani, astfel încât din momentul respectiv să nu mai există scuze că nu m-am ocupat, că sunt multe. Îmi propun să mă ocup de rezolvarea bucății de vină care aparține primăriei Târgu Jiu în ceea ce privește centura. Îmi propun să discut cu 50 de oameni mari de afaceri din care 5 să vină la Târgu Jiu. Dar nu că au venit ei, că au nevoie de forță de muncă ieftină, ci că i-am adus eu prin lobby-ul pe care eu l-am purtat. Îmi propun să debirocratizez primăria Târgu Jiu, îmi propun să transparentizez, îmi propun ceva. Ceva, da. Eu nu văd treaba asta, eu tot nu traduc prin cele pe care le fac eu la începutul anului, durează vreo 2-3 zile până când mi se spune ce așteptări există. La jumătatea anului se discută în ce măsură le-am îndeplinit, la finalul anului primesc bonus sau nu. Dar nu ca pe discuție, domne, ești tu șef rău cu mine și de fapt vrei să-mi faci nu știu ce. Astea sunt lucrurile de care eu sunt 100% responsabil. Chiar dacă Târgu Jiu are multe probleme, vorba de primarul Târgu Jiului. Dar nu zice nimeni să le rezolvi pe toate, dar fă ceva din tot. Bun, discutăm și de trafic de nansăturat. Aș remarca că în afară de sensul giratoriu din barieră, care, să zicem, că a făcut lucrurile să funcționeze mai bine. Nu văd un alt pas important. Zona de centrală este continuare paralizată. Înțeleg că aveți un nou proiect cu noi soluții. Dacă puteți să-mi spuneți exact care sau câteva detalii, ce ar însemna acest proiect nou și soluțiile astea. Păi eu consider că zona centrală trebuie... Deja am apucat și râsul când discutăm iarăși subiectul traficului din municipiul Târgu Jiu. Foarte scurt, pentru că vreau să discutăm câteva chestiuni politice foarte importante. De zonele, arterele principale trebuie să eliberate, obligatoriu. Din ce am discutat cu domnul primar, în viitorul foarte apropiat, parcarea de la prefectură, din zona Crișan, va fi făcută parcare cu plată
și va fi interzisă staționarea și oprirea pe segmentul respectiv de drum. Bun. Bulevardul Constantin Brâncuș, Strada Unirii, este următoarea zonă cu probleme. Da. Unde s-au putut discuții cu persoanele care comercializează flori și s-a identificat că acele chioșcuri sunt intrat un metru și ceva, un metru jumate pe domeniul public, vor trebui retrase. Și din zona magazinului Parângul până către liceul Tudor vor fi făcute 6, 7, 8, 10 alveole cât le va permite zona cu trafic, cu oprire maxim 15 minute. Și banda de circulație va fi lăsată liberă, lucrată timp cât nu vom avea mașini parcate pe stradă și traficul va fi îngreurat. Deci Bulevardul Brâncuș, Strada Unirii, cred că vor fi descongestionate. Am multe lucruri de zis la ideea asta și aș duce cu discuția într-o altă direcție. Din discuțiile pe care le-am avut cu un amic zilele trecute, le-am mai dat o idee pe care i-aș prezentat-o domnului primar astăzi, să identificăm stadiul lucrării de pe strada Dobrogeanu-Gherea, unde a fost un teren parțial proprietatea primăriei, parțial județean, a fost dat celor de la Casa de Pensii pentru construirea unui sediu. Bun. Zona respectivă zace de mulți ani de zile, lucrarea este sistată și probabil că și zona Bulevardului Republicii ar putea fi descongestionată dacă s-ar face o parcare, cumva să luăm înapoi către primărie de la Consiliul Județean terenul respectiv. Această suprafață, bun. Vă rog, domnule Mirot. Doamnă, mintea mea, eu sunt absolut convins că minuni nu se pot face, adică nu trebuie să căutăm ceva ce nu există. Poate să se dea peste cap 10.000 de comisii. Minuni nu se pot face. Ce se poate însă întâmpla, e vorba de acea inginerie a traficului, care nu e doar în domeniul rutier, e și în domeniul telecomunicațiilor, e vorba de a optimiza ce se poate optimiza. Din fericire, pentru că există această posibilitate, din păcate că nu se aplică la Târgu Jiu, din observațiile mele sunt multe lucruri de optimizat. Aceste optimizări n-ar produce minuni, dar ar crește gradul de confort în trafic. Printre ele vă amintesc că se gătuiesc străzi. Degeaba avem bulevarde cu 4 benzi, dacă la școala 8, partea dinspre Unirii, dimineața și la prânz, aproape în permanență, dacă e polițistul local la intersecție cu Popa Șapcă, în continuu sunt mașini oprite. Pe Bulevardul Brâncuș sunt mașini oprite, nu numai sâmbătă și duminica, și am făcut și o filmare și o postare cu un polițist care se uita, a mers, l-am întrebat. Destructurarea, adică să nu mai fie... Că și acolo unde zice că vor să facă alveole, dacă ar interzice staționarea și într-adevăr s-ar aplica, n-aibă o regulă în Târgu Jiu, ăsta n-ar mai fi banda blocată. Am auzit povestea cu 15 minute. Și eu vreau să știu cine cronometrează. În Târgu Jiu se tolerează neaplicarea legii, pentru că dacă s-ar aplica, ar mai produce rezultate. În Târgu Jiu, cu polițistul local, acolo se parchează. Mai stă cineva să cronometreze 15 minute, adică ar trebui și un cadru legal pentru asta. Eu știu că sunt mai obligate să ai pe bordul. Sunt multe lucruri. Regulamentul de parcă e făcut de domnul Săvârșit. Spunea de parcul central care atrage foarte mulți vizitatori și nu trebuie să supărăm vizitatorii. Vă amintesc că atunci când a fost campionatul de box, toate autocarele sau multe dintre ele erau parcate aici, când la aproape aceeași distanță, doar că în altă direcție, adică pe Intuliță, era parcare goală. Plus încurajarea activităților care nu țin de mașină. Bun. Adică n-am văzut o pistă de bicicli și n-am văzut nici proiect. Nu, și am ieșit eu cu bicicleta cu copilul și vă spun că e dramatic. Și un efort de des pentru că e mai bine decât cu mașina. Nu, vreau să rapid, spun că nu există respect din partea celor care conduc mașini față de bicicliști. Da, mai ales vorbește... că vezi că e atâta, că are un metru cu totul. Da, dar legea permite, dacă s-ar face o ședință operativă la poliția locală, s-ar spune, domne, 4 luni de zile, fiți un pic mai agresivi, nu în partea bicicliștilor, pe partea da. Legală, nu subiectiv. Da, absolut. Adică sunt chestii care pot optimiza puțin ceea ce se întâmplă. Bun. Putem vorbi, domnule Paraschiv, că asta este o prioritate, apropo de ce spunea mai devreme domnul Miruță, al lui Marcel Romanescu, și să stabilim un orizont de timp până la care, uite, să lăsăm proiectul ăsta să fie pus în aplicare și să vă întreb peste 3 luni ce făcurăți. S-ar putea? Da, putem vorbi așa? Putem să considerăm că este o prioritate. S-a și tot, ca orizont de timp? S-a tot amânat această măsură în zona Constantin Brâncuș pentru că am tot sperat să fie finalizată mai repede parcarea de la stadion. Pentru că oarecum e gândită în același context. Dar văzând că se tot întârzie, probabil că se va trece mult mai repede la această măsură,
Că nu aș ieși prin parbriz când merg cu șoferul prin oraș și văd că e oprirea interzisă pe bulevard cu 4 benzi și văd două mașini oprite. A, nu se poate așa ceva. Bă, voi ce faceți? Pe ce o luați banii? Nu mai există. Du-te la Bălești, du-te unde vrei, nu mai opri aici. Cu toată supărarea și toate voturile care le pierd. Ori vrem să circulăm mai bine, ori vrem să... Și e și o indignare când vezi semnul acela polițistul lângă și nu aplică. Adică dă senzația că se tolerează și se încurajează nerespectarea legii. Dă senzația asta, e frustrant. Bă, mie mi-a dat amendă, uite pe lasă, uite la lege, nu-i face nimic. Și bun, se încurajează, se perpetuează situația. Foarte scurt, câte o frază de la fiecare, pentru că vreau să discutăm politic și se încheie emisiunea. O să fie concursul pentru funcția de conducere de la CSM. Aveți vreo, nu știu, vreun comentariu de făcut la asta? Mai contează acest concurs ținând cont de legislație? Mi-e greu să vă răspund. Nu știu ce se va întâmpla. Așa cum am spus și în trecut, cred că este o oarecare lipsă de fermitate a guvernului, pentru că au tot lăsat o lungă cu clubul sportiv. Da. Dacă trece către autoritățile locale sau nu, dacă trece către cele județene sau nu. Bun, concursul. Cine va câștiga concursul? Cine va îndeplini condițiile legale și cine va lua punctajul? Pentru mai sunt doi candidați rămași în cursă. Știu că își depuseseră mai mulți candidatura, nu știu cine a rămas, să vă spun sincer. Și nici cine câștigă, nu știți? Nu știu, pentru că nu... Haideți că suntem întrebări, puteți să ne spuneți, domnul Paiascu, dacă v-a spus domnul primar ceva și ne împărtășiți și nouă, fac și eu știrea în exclusivitate. Eu mă bucur că domnul primar că și nu a luat, de la nu a luat tehnile celor dinainte să... Ziceți, eu sigur? Așa zic, da. Eu deocamdată zic că nu a luat metecne înainte și concursurile se țin pe bune. Dar ați asistat la discuțiile pe care domnul primar le-a avut cu cei din comisie? Nu. Ar trebui? Ei, nu știu, zic așa, nu, pentru mai multă transparență, să nu se fi întâlnit cu ei singur. Vă rog, domnule Mirita. Vreau să recita și mi se părea foarte important și aș închide gura multora, la care exista niște criterii concrete și nu subiective de concurs. Povestea asta cu comisie, cu interviu, cu la, e concurs de împrejurări și nu concurs de performanță. Din toți oamenii pe care tu îi ai și preferi, găsește pe cel mai bun, ajută-l cu niște condiții, dar fă condițiile astea publice tuturor și într-o măsură cuantificabilă. Dacă o să spună că s-a prezentat la concurs și comisia a considerat că e mai bun A decât B, poate și dacă ar fi adevărat în prisma celor întâmplate, de obicei, și nu spun neapărat la primăria Târgu Jiu, mi-ar fi greu să înghit așa ceva. Chiar dacă o să-i supăr pe unii, o să mențin ideea. Cred că a fost plecat cu stângul pentru acest club sportiv municipal, în primul rând, datorită bugetului. Deci bugetul alocat acestui club, eventual, este justificat ca să justifice cumva salariul directorului, că până la înființarea ramurilor, până la plata antrenorilor și unde ar trebui, unde aș vedea eu, că ar trebui să fac un astfel de club, distanța da, este mie mare. Mi se pare că astfel de concursuri nu sunt organizate pentru ca restul candidaților să plece de acolo cu pălăria plecată, a fost mai bun decât mine, ci sunt concursuri organizate, gândite pe ansamblu, nimeni nu vrea să recunoască, dar toți parametrii ăștia sunt băgați acolo și sunt scoși, cu scopul de a se ajunge într-un anumit loc. Exact. Chestiunea asta aduce multă mizerie pe cei care au organizat astfel de concursuri. Indiferent și dacă s-ar întâmpla să fie o comisie corectă, dacă tu nu transparentizezi absolut tot, ați văzut la magistratură, la rezidențiat, la atestatele din domeniul în care lucrezi, nu câștigă, nu știu, e un atestat care în România au 5 oameni din România și câteva sute din lume. Pentru că nu există variantă decât dacă ești bun. Toată lumea știe, eu știu de când m-am întors la facultate că pentru a lua acel examen trebuie să știu asta, asta, asta. Că nu pot sau că pot, ține de fiecare. E altă discuție. Dar povestea mie mi se pare că e organizată cu altă țintă. Deci ca să-mi susțin ideea și cu argumente, astăzi am avut o informare în APA consilierilor prin care postul scos la concurs pentru Consiliul Local. Pentru... Da? S-au scris 5 candidați, unul singur s-a prezentat la proba scrisă și au votat 2. Mai mult de atât, dacă era cu dedicații, bănuiesc că s-au fi întâmplat pe parcurs ceva. Păi și s-au mai întâmplat și alte, de să știți, nu e prima dată. Nu au trecut, efectiv. S-au mai întâmplat și la Oșfir, că s-a mai putem tot amânat concursul.
Uitați-vă la cei care se prezintă de guvernământ, e... care se prezintă și obțin nota 2 și peste câteva luni tot aceeași persoană obțin nota de promovare. Între adică timp și a revenit. Am mai învățat între da, timp. Exact. Da, am învățat asta zic și eu. Am mai învățat și eu. Politic, spuneți-mi, aduce vreun avantaj Gorjului faptul că un gorjean este în funcția de secretar general al acestui guvern? Ne putem aștepta la, nu știu, să avem și noi, în afară de puncte la onoare, la notorietate, să avem și noi ceva de câștigat de aici? Teoretic ar putea să ne ajute. Din păcate, avem un guvern pe care știm cu toții cum arată și de cine este condus și atâta timp cât de la vârful guvernului este plin de incompetență, orice acțiune și a unor binevoitori în palierul următor este încununată de... Da, dar în ceea ce îl privește pe Tony Mihai Greblă, lumea, chiar opozanții lui, nimeni nu l-a caracterizat ca pe o persoană lipsită de profesionalism, ca pe un neprofesionist. Poate să fie criticat din multe alte puncte de vedere, dar o critică din punct de vedere al profesionistului Tony Greblă n-am auzit până acum în spațiu public. De asta vă întreb. Adică poate să aducă un plus pentru Gorj sau... Poate să aducă un plus pentru Gorj, dar rămân vechile probleme pe care le are Liviu Dragnea cu organizația partidului de guvernământ de la Gorj. Și ziceți și că nu asta ar fi o problemă. Poziția conducătorilor. Da. Ați văzut că până să tranșeze în ultima clipă scandalul din întâlnirea pe care au avut-o ieri sau astăzi, Gorj nu a făcut niciun comentariu, niciun comunicat de presă. Nimic. Au fost ca de obicei pe sârmă. Și vine când au avut cexul și astăzi. Au fost pe sârmă până când e s-a posibil să nu. Ei au dat niște comunicări, numai că nu le-am promovat noi. Nu unde au dat comunicate? N-au dat nici măcar pe Facebook, nicăieri. Astăzi au apărut... Nu, au dat. Firave. Au dat chiar în ziua referendum, în ziua cexului. Vă rog. Eu cred că o să aduc avantaje județului Gorj. Cred că o să aducă mai puține decât ar trebui în mod normal să aducă, dat fiind faptul că domnul Greblă e parte dintr-un partid care și-a dovedit și nepriceperea și dezinteresul pentru problemele oamenilor. Dar dincolo de această mizerie în care se învârte acest partid, faptul că o persoană foarte influentă și cu foarte multă putere prin poziția pe care o are din județul Gorj, e inevitabil ca ceva să nu se ajungă beneficiu și la nivelul județului Gorj și asta e o chestiune bună. Am câte o întrebare personalizată pentru fiecare dacă, și o să vă rog să răspundeți în 30 de secunde, că s-a terminat. Prim-ministru din Gorj, n-am prea avut multe câștigători. N-a fost din Gorj neapărat. Da, și asta e. Plus că, uite, puținele lucruri pe care le-a făcut oricum nu le-am gestionat cum trebuie. Vedeți ce se întâmplă cu centura? Ați văzut cu stadionul, bine dracu, că n-a adus mai mulți bani, că doar așa să le plângi, să plângi după ei uitând de zare cum se duc. Ați nominalizat un candidat la europarlamentare. Ați promovat din partea organizației municipale pe domnul Eușteanu. Domnul Eușteanu nu a acceptat această candidatură, mai mult cei din biroul județean, permanent județean al partidului, au spus că este nestatutară promovarea pe care ați făcut-o dumneavoastră pentru candidaturile la europarlamentare. Asta este cea 30 de secunde. Cea mai tâmpită declarație pe care am văzut-o vreodată până acum, că este nestatutar ca organizația municipală. N-am zis eu, vă rog. Da. Vă adresați celor care au... Eu vă spun dumneavoastră că dumneavoastră m-ați întrebat. Deci este cea mai puierilă, cel mai pueril răspuns pe care puteau să-l da. Bun, dar au dat răspunsul ăsta, iar omul pe care l-ați nominalizat nu acceptă candidatura. Pentru mine a fost o surpriză și este singurul motiv pentru care nu am discutat pe acest subiect deloc. Nici în spațiu public, nici la TV, nici la radio, nici pe Facebook, nici pe nicăieri. Pentru că eu știu discuțiile care au avut loc între domnul primar Romanescu și domnul primar Leuștean. Domnul Leuștean a înțeles că a să fi declarat în interiorul partidului că nu l-a consultat nimeni, că a aflat din ziare a doua zi. Eu vă spun că în prezența mea s-a discutat de cel puțin două ori cu domnul Leuștean și a fost de acord cu această nominalizare. Și atunci cum vă explicați? Bănuiesc că prima oprire a domnului Vulceanu de la București înainte de ședința biroului județean fiind făcută la Novaci, probabil că acolo este cheia acestui refuz. Declanșează asta un război între Vulceanu și Romanescu? Războiul este de mult. Mai cine nu vrea, nu-l observă. Războiul a fost în permanență. Adică declarațiile astea, cum spunea și domnul Daju, puierile de susținere a primarului Romanescu sunt doar pentru naivi.
foarte scurtă, nu mai avem timp. USR este acuzat că a falsificat semnături în demersul acela fără penal. Sunt mai multe acuzații la adresa USR în această perioadă. Nu avem timp să le lămurim foarte clar pe toate. Dar vreau să-mi spuneți care este părerea dumneavoastră și dacă sunt probleme cu semnăturile și la Gorj. Nu s-a dovedit absolut nicio astfel de acuzație. N-are nicio legătură cu realitatea. Primarii au fost surprinși și ei credeau că listele pe care noi le ducem sunt prin aceeași manieră copiate într-o parte în cealaltă, până când și-au văzut copiii de pe la București, de pe la Bruxelles, de pe la Paris, care au semnat și au rămas mirați. Și-au pus mâna pe telefon, tata, tu ai semnat? Da, am semnat. Și și-au întărit ideea că sunt astfel de lucruri absolut reale. Există și o altă parte care nu e lipsită de adevăr, și anume, noi în ultima perioadă am făcut un apel masiv către oameni să trimită prin orice modalitate liste. Am primit și la Târgu Jiu zilnic, învățaseră cei de la Fan Curier, cei de la serviciile de curieraj și de la Poșta Română, adresa, și veneau zilnic cu câteva plicuri. Prin curier, prin persoane, găseam cutia poștală. Că e posibil să fie greșit există din punctul ăsta de vedere. Există, pot exista, ne-am asumat că există, că se întâmplă astfel de lucruri. Dar, în general, cei care sunt de bună credință sunt mult mai mulți decât cei care sunt de rea credință. Și tocmai din acest motiv, fiind verificate de autoritățile locale, se vor vedea cei care sunt de rea credință. Au fost foarte puțini. De rea credință sunt autoritățile care, în mod ilegal și abuziv, la Târgu Jiu au anulat semnături. Am făcut o solicitare pentru justificarea semnăturilor anulate și, în funcție de cadrul legal pe care vă justifica, vă mulțumesc la instanță sau în primăria. Vă mulțumesc pentru prezența din seara asta. Doamnelor, domnilor, pune punct aici. Joi așteptăm confirmarea. Este foarte posibil ca secretarul de stat din Ministerul Energiei, Andrei Maioranu, să vină să ne explice cum e cu strategia energetică. O să vă anunț din timp dacă se întâmplă asta, pentru că vreau să-l ascultăm și să-i punem întrebări într-un număr cât mai mare. Rămâneți alături de TV Sud. Seara bună tuturor!